Bună dimineața! Onorați membri ai Comisiei de Susținere a Tezei de Doctor în Drept cu tema Axiologie, Inspecție Judiciară, Neocentizarea Activității Autorității Judecătorești la specialitatea 55101 Teorie Generală a Dreptului, elaborată de Crăciun Natalia. Eu, din cât înțeleg, ea n-o să mă audă domnul Vornic. Adică ai deconectat microfonul. Da, de asta și spuneam. Da, domnul Vornic, am deconectat că era microfonul în sală și am vrut să rezolvăm problema ca să nu fie sunetul dublat. Conform extrasului din procesul verbal numărul 10 al ședinței din 18 iunie 2021 a Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, deci în calitate de membre a Comisiei, a Consiliului de Susținere a Tezei menționate mai sus, Cioban Rodica, conferențiar universitar, președinte a Comisiei, Negru Andrei, profesor universitar, doctor habilitat, conducător de doctorat, Arama Elena, profesor universitar, doctor habilitat, referent oficial, Avornic Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat în drept, Universitatea de Studii Politice Economice Europene, Constantin Sterea, referent oficial, Avornic Gheorghe este astăzi la distanță, procedura permite acest lucru și prevede, în rest, toți ceilalți membri sunt prezenți în sală și calitatea de secretar. Domnul Avornic, dacă vorbiți cu noi, nu vă auzim. Și în calitate de secretar științific al Consiliului, Pante Oleg, doctor în drept, conferențiar universitar. În același timp salutăm și pe domnul Smochin Andrei, profesor universitar, doctor habilitat în drept, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, referent oficial. Deci, conform procedurii, la susținere, pentru susținere de astăzi, pretendenta la titlul de doctor a prezentat dosarul. Deci, dosarul este în componența completă a tuturor actelor care sunt prevăzute de regulament și procedurile operaționale a școlii doctorale și a Consiliului Științific Universitar. Deci, în conformitate cu procedura operațională a Consiliului Științific a Universității de Stat din Moldova, deci, la prima etapă, eu nu cred că trebuie să dau citire tuturor actelor care sunt în dosar. Noi am verificat pentru orice eventualitate, dacă vor fi întrebări în raport cu dosarul, vă rog să le expuneți, dar este și borderoul și lista completă a actelor însoțite de avize exterioare, inclusiv teza și lista publicațiilor. Pretendenta la titlul de doctor în drept întrunește, conform dosarului prezentat, absolut toate cerințele care sunt înaintate și sunt stipulate pentru etapa dată. De aceea îi oferim cuvântul pretendentii la titlul de doctor pentru a prezenta rezultatele pe care le-a obținut în rezultatul realizării cercetării și pentru aceasta îi oferim ca timp 30-40 de minute. Poftim și vă dorim succese cu toții, suntem alături de dumneavoastră și eu sper că toate întrebările care vor apărea asupra temei dumneavoastră o să puteți să dați un răspuns astfel încât să puneți în valoare cercetarea pe care ați realizat-o. Și eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Ciobanu. Bună ziua, mulțumate, doamne, estimați domn, stimați profesori universitari, membri ai Comisiei de Susținere Republica Tezei de Doctor. Permiteți-mi să vă ocup următoarele 30-40 de minute cu o succintă prezentare referitor la concluziile și recomandările de bază prin la care am ajuns în rezultatul unei cercetări și să vi se vă arăt pe această ocazie și o prezentare. Deci tema tezei de doctor elaborată este axiologie, inspecție judiciară, neeficientizarea activității autorității judecătorești. În prezentare sunt anumite reperi pe care eu le voi relata în cele ce urmează. Vorbind despre actualitatea temei, nu avem absolut niciun îndoială că tema este actuală și pornim de la faptul că la moment justiția națională, zicem noi și nu numai, se confruntă cu grave probleme de credibilitate.
Și în asemenea condiții, când problema credibilității, integrității și incoruptibilității justiției este atât de stringentă, lumea juridicului, lumea socialului este în căutare de soluții care să contribuie la eficientizarea acestui segment. De ce este tema importantă? Pentru că noi vorbim în acest context de niște valori precum independența justiției, despre imparțialitate, integritatea justiției, responsabilitate, despre calitate, despre eficiență. Și toate acestea sunt specifice justiției ca serviciu public. Justiția ca serviciu public este în beneficiul omului și are drept o protecție a drepturilor omului. Prin urmare, tema este destul de importantă și este un avantaj în beneficiul fiecăruia dintre noi. Am considerat că Inspecția Judiciară, ca organ specializat de control al Consiliului Superior al Magistraturii, are un rol deosebit, anume pe acest segment de eficientizare activității justiției și acesta a și fost raționamentul implicării acestui organ în procesul de eficientizare activității justiției. Ori, prin activitate de verificare și control, contribuie în primul rând la responsabilizarea judecătorilor și la sporirea indicatorilor de calitate și de eficiență a instanțelor de judecată, deci a justiției în general. Din punctul nostru de vedere, este un subiect novatoriu și un subiect original. De ce? Pentru că în 4 ani de cercetare nu am depistat niște studii doctrinare complexe privind anume instituția inspecției judiciare, nici la nivel autohton, nici la în contextul altor sisteme juridice. Vorbim de studii complexe doctrinare care se axează pe auto-administrarea justiției, pe examinarea Consiliului Superior al Magistraturii, dar nu și pe instituția inspecției judiciare. Și în acest punct de vedere am încercat să revenim cu anumite idei cât de cât sperăm noi novatorii în domeniu. De asemenea, în acest demers științific am venit și cu propunerea de a reconceptualiza funcția de control a inspecției judiciare, care la moment nu se regăsește în sistemul juridic național, dar nu am regăsit nici în alte sisteme juridice și tot cu titlul de inovație și sperăm noi că am fost și originali, am încercat să proiectăm un așa numit model al organului de inspecție judiciară și zicem noi așa numit din perspectiva faptului că un model perfect nu poate fi creat nici într-un sistem juridic. El întotdeauna trebuie reformat, perfecționat. Din punctul de vedere al semnificației teoretice, vrem să credem că suportul doctrinar pe care ne-am bazat este unul relevant. De asemenea, considerăm noi că examinarea subiectului anume din perspectiva teoriei generale a dreptului îi conferă o semnificație teoretică aparte. Ori în cazul acestei cercetări operăm cu concepte, cu principii, cu generalizări care ar putea fi utilizate ulterior ca și fundamente pentru alte științe juridice și morale. Iar valoarea aplicativă a lucrării considerăm noi că se regăsește prin faptul că acele concluzii și recomandări care sunt la sfârșitul tezei de doctor sunt inspirate din standardele internaționale în domeniu și ar putea fi cel puțin puse în discuții în procesul reformării sectorului justiției naționale. Am optat în acest discurs științific pentru anumite tendințe de interdisciplinaritate și atunci când vorbim de tendințe, zicem că ne-am fi dorit să acoperim acest segment, ori chiar din titlul tezei vorbim despre axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești. Astfel, studiul a fost efectuat atât din perspectiva teoriei generale a dreptului, cât și din perspectivă axiologică. Cea de întâi perspectivă a teoriei generale a dreptului a făcut posibilă examinarea rolului organului de inspecție judiciară în eficientizarea justiției într-o manieră generală, conceptuală. Și la fel a permis soluționarea problemei științifice în generalizarea unor particularități inerente anume inspecției judiciare ca organ, ca instituție, care ar putea fi utilizat ulterior ca un posibil model pentru sporirea calității și eficienței inspecției judiciare într-un sistem concret, juridic concret. Evident, pentru noi prezentă interes sistemul juridic al Republicii Moldova. Și perspectiva axiologică face posibilă fundamentarea necesității eficientizării justiției, anume din perspectivă axiologică, dacă vorbim de acele valori sau ceea ce este dezirabil pentru un sistem anume. Și dimensiunea valorii ca inspecție judiciară este una foarte pronunțată. O inspecție judiciară ca organ de control al Consiliului Superior al Magistraturii, în principiu, este organul de bază care, prin activitatea sa funcțională, trebuie să asigure echilibrul dintre
responsabilitatea justiției și independența justiției. Pornind de la acele repere enunțate, a fost formulat scopul și obiectivele tezei. Scopul tezei constă în cercetarea complexă a instituției inspecției judiciare și argumentarea valorii genetice, procesului și încheierea activității judecătorești. Și din acest scop am dedus anumite obiective care sperăm noi că se regăsesc realizația în compartimentul concluziilor și al recomandărilor. Acele obiective se referă la clarificarea locului organului de inspecție judiciară în sistemul judiciar, la interpretarea rolului acestui organ în eficientizarea justiției, la demonstrarea componenței substanțiale organului de inspecție judiciară, distingerea statutului inspectorilor judiciari în procesul exercitării atribuțiilor, sintetizarea particularităților competențelor organului de inspecție judiciară, standardizarea principiilor de activitate specifice acestui organ de control și justificarea valorii organului de inspecție judiciară în eficientizarea activității justiției. Pornind de la scop și obiective, ceea ce a urmat a fost formularea problemei științifice și a ipotezei de cercetare și în condițiile actuale, problema științifică formulată este următoare. Demonstrarea valorii strategice a organului de inspecție judiciară, ca element indispensabil al magistraturii, fapt care a generat clarificarea locului, rolului, componenței și a principiilor de organizare și de funcționare instituției inspecției judiciare, în vederea direcționării activității specifice de analiză, verificare și control, spre eficientizarea activității autorității judecătoriești în contextul unei justiții independente și consolidate. Și pornind la problema de cercetare, ipoteza de cercetare pe care ne-am focusat a fost să verificăm dacă poate într-adevăr inspecția judiciară prin activitate de analiză, verificare și control să contribuie prin aceste verificări la eficientizarea justiției, ceea ce am realizat în ceea ce urmează. Metodologia studiului este una specifică pentru științele juridice, în mare parte ne-am bazat pe metoda logică, metoda comparativă, metoda hermeneutică, observație și scenariu. Și multiple dintre tematicile care sunt examinate în teză sunt detaliate sau dezvoltate și în alte publicații științifice, publicate în coautorat sau de subsemnată. Ținând cont de cerințele ghidului instituțional și a ghidului în acest prind redactarea tezilor pe doctor, evident a fost respectată o anumită structură la elaborarea tezii și structura a fost una standardă după cerințe. Astfel, teza este alcătuită din adnotare, introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări și bibliografie. Introducerea cuprinde acele repere de bază care trebuie să se regăsească anume în acest compartiment și ele se referă la actualitate și la importanța temelor, originalitate și noutatea abordării, la problema științifică, ipoteza de cercetare, formularea scopului și obiectivelor tezei, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării, implementarea rezultatelor științifice, puțin despre gradul de studiere a temei, acestea fiind referele de bază. Și ulterior, începând cu capitolul 1, are denumirea analiza situației privind valoarea organului de inspecție judiciară în sporirea calității și eficienței justiției. Și în acest capitol am debutat cu examinarea acelor concepte de calitate și de eficiență a justiției, pentru a vedea ce înglobează acest concept al calității și acest concept al eficienței, pentru a vedea la rândul său ce putem face pe segmentul eficientizării justiției și cum, pe care segmente, inspecția judiciară poate să fie implicată având desfășurând activitate de analiză, verificare și control. Și la sfârșitul acestui capitol, examinând doctrina referitor la calitate și la eficiența justiției, dar și instrumentele internaționale, a fost formulată problema de cercetare, scopul și justiție despre care am vorbit anterior. Al doilea capitol este intitulat Modul de organizare a inspecției judiciare și statutul inspectorilor judiciari și în acest capitol a fost generalizat într-o formă conceptuală, care totuși trebuie să fie locul organului de inspecție judiciară în sistemul judiciar, care este totuși rolul, menirea sa pentru acest sistem, a fost argumentată componența acestui organ de control și ne referim aici la componența numerică, dar și la componența substanțială din punctul de vedere al profesiilor care trebuie să se regăsească în inspecția judiciară și despre distingerea statutului inspectorilor judiciari cu accente pe drepturi, obligații
Și, în mare parte, care dintre ele ar putea să diminueze dreptul discreționar negativ în sectorul judiciar, dat fiind faptul că ei exercită funcții de control? Capitolul 3 este intitulat Realizarea atribuțiilor de analiză, verificare și control în procesul funcționării inspecției judiciare. De fapt, este o analiză amplă a funcționalității inspecției judiciare naționale, dar și cu primitele la standardele internaționale în domeniu, astfel încât să poată fi conceptualizată această funcționalitate. A fost examinat succint modul de exercitare acestor competențe în mod distinct per fiecare competență. Evident, dacă vorbim de atribuția verificării și examinării sesizărilor prin disciplina judiciară și verificarea activității organizatorice a instanțelor de judecată, au fost paragrafe distincte, dat prin faptul că sunt reglementări mai largi, acte normative juridice mai distincte și iarăși cu un conținut complex. De asemenea, în întreg conținutul lucrării, dar în mod special la funcționalitate, a fost argumentată necesitatea desemnării prin lege sau stabilirii prin lege a independenței funcționale inspecției judiciare, dar și a stabilirii tot prin lege a celor limite până unde poate să iau inspecția judiciară în multe concali, ele fiind dictate de principiul independenței justiției și de principiul autorității locului judecat. Și capitolul 4 este un fel de corolar al a întregii cercetări. În acest capitol s-a încercat sintetizarea axiologiei. Deja aici putem vorbi de axiologie organului de inspecție judiciară în procesul eficientizării activității justiției. Și dacă mai exact, au fost relevate niște idei concrete sau niște modalități concrete cum poate organul de inspecție judiciară să se implice pe acest segment, acestea fiind genul responsabilizării judecătorilor, președinților instanțelor de judecată, altor funcționari din cadrul justiției, se referă la perfecționarea modului de organizare internă a instanțelor de judecată, la stimularea eticii sau conduite etice și morale corecte a judecătorilor și altor reprezentanți ai justiției, acestea fiind niște segmente unde inspecția judiciară efectiv se poate manifesta. De asemenea, în acest al patrulea capitol am încercat să proiectăm acel model al organului de inspecție judiciară, cam cum ar trebui să, ce caracteristici ar trebui să aibă din punct de vedere organizațional și funcțional, ca el să poată să-și exercite calitativ funcții. Și am menționat că oricum, cât de mult nu ne-am străduit, un model imuabil nu putea identifica și aceste modele nu există nici în alte sisteme juridice, chiar cu democrații solide. Și ele se confruntă cu grave probleme, fiecare în domeniul său. Dar disciplina judecătorilor și disciplina procurorilor este un segment problematic pentru multiple sisteme juridice. De asemenea, în acest capitol am revenit la acea idee, sperăm noi, inovatorie de a reconceptualiza funcția de control a inspecției judiciare prin instituirea în cadrul său unei noi funcții de inspector judiciar de investigație. Acesta urmând să aibă ca atribuție de bază exercitarea activității operative, dar capacitatea lui decizională să fie condusă de către inspectorul judiciar principal. Adică acea capacitate decizională să aparțină doar conducătorul inspecției judiciare. Conceptul fiind evident detaliat în teză. Am făcut o trecere revistă a structurii tezei de doctor pentru ca să vă rețin cu anumite relatări, referitor la acele concluzii la care am ajuns și acele recomandări pe care le-am putea propune la această etapă. Concluziile au fost formulate sub formă unor rezultate științifice care să reflecte acele obiective inițial trasate la începutul tezii. Astfel încât fiecare concluzie să corespundă unui obiectiv sperăm noi realizat. Deci, una dintre concluzii se referă la locul inspecției judiciare în sistemul judiciar. Din acest punct de vedere, examinând standardele internaționale în domeniu, vorbim și de studii internaționale, vorbim chiar și de reglementări normative juridice naționale și ne referim aici la acele instrumente promovate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției, de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europei, de acte internaționale care statuiază
doar principii, sub formă de principii și de concepte, de ceva orientativ. Că inspecția judiciară trebuie să fie parte a sistemului judiciar. Și mai exact trebuie să fie parte a autoguvernării justiției. Și nu contează foarte mult dacă inspecția judiciară este un organ cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Consiliului Justiției, dacă vorbim din sistemul juridic al României, sau cum este în sistemul juridic al Republicii Moldova, dacă vorbim de inspecția judiciară, organ specializat de control al CSM, dar fără personalitate juridică. Important este să fie parte a autoguvernării judecătorilor. Și în acest mod să exercite funcția și de autoperfecționare a sistemului, și de autocurificare a sistemului. Și dacă vorbim de aceste două funcții, putem trece și la a doua concluzie, care se referă la rolul inspecției judiciare, și anume, de fiecare dată când vorbim despre, când se examinează conceptual inspecția judiciară, automat studiile și instrumentele internaționale sunt direcționate pe două direcții de bază. Aceasta este disciplina judiciară, unde inspecția judiciară are rol, misiune de a responsabiliza judecătorii și o altă care este verificarea activității organizatorice a instanțelor de judecată. În acest caz, inspecția judiciară are rol de a depista noi bune practici care pot fi aplicate în instanțele de judecată și ulterior acestea să devină model. De asemenea, în mai multe sisteme juridice, inclusiv în Republica Moldova, inspecția judiciară are un rol, din punct de vedere al reglementărilor, un rol pronunțat în ceea ce privește necesitatea apărării reputației judecătorilor și necesitatea apărării imaginii și independenței justiției și instanțelor de judecată. Considerăm că este o menire necesară, considerăm că inspecția judiciară ar trebui să se facă auzită pe acest segment, de rând cu Consiliul Superior al Magistraturii, desfășurând activitatea de verificare preliminară. O altă concluzie se referă la componența inspecției judiciare și ziceam că aici ne referim la componența numerică și la cea substanțială. Componența numerică. Nu prea multe avem de spus aici, doar că ea trebuie să, organul de inspecție judiciară trebuie să aibă suficienți membri ca să exercite o muncă calitativă. Și în cazul dat, nimeni decât inspectorii judiciari care exercită acum această funcție, nu poate fi mai potrivit decât să dea un răspuns că ar fi bine să fie atâția membri sau atâția membri. Deci concluzia noastră este că la nivel național avem numărul de 7 membri în inspecția judiciară este insuficient pentru a exercita activitate efectivă, ori spectrul competențelor inspecției judiciare este destul de larg și atunci încălcarea termenilor și motivarea actelor de inspecție judiciară nu știu dacă poate fi pusă de fiecare dată pe seama inspectorului judiciar. Și din alt punct de vedere, dacă vorbim de componența substanțială a inspecției judiciare, atunci considerăm și asta promovează și standardele internaționale, acest organ ar trebui să aibă o componență mixtă. Ce am în vedere? Că în cadrul său ar trebui selectați membri din rândul judecătorilor, în primul rând, și ei ar trebui să prevaleze numeric sau să alcătuiască cel puțin jumătate din componența acestui organ, din considerentul că ei cunosc cel mai bine vulnerabilitățile sistemului, că ei cunosc cel mai bine în ce constă disciplina judiciară, încălcările pe acest segment, care sunt anumite disfuncționalități, vorbim chiar sistemice, la nivel de mai multe instanțe de judecată. Și atunci, de ce să nu promovăm anume acești oameni care să vină să contribuie la soluționarea problemelor? Totodată, când am zis de mixt, promovăm și selectarea membrilor dintre reprezentanții societății civile, ori aici vorbim despre deschidere, aici vorbim despre transparență și credibilitate. Rolul reprezentanților societății civile, anume acesta ar trebui să fie, să nu fie perceput organul de inspecție judiciară, de rând cu autoguvernarea judecătorească, un organ sau o structură corporativă, dar să vină cineva din exterior și să observe, poate cu altă gândire și cu un alt fundament empiric, care este vulnerabilitatea sistemului. Și totodată este indiscutabil că o asemenea componență asigură și interdisciplinaritatea acestui organ. Remarcăm doar că nu ar fi de dorit ca procurorii să fie aleși în cadrul organului inspecției judiciare, dată fiind funcția lor specifică de acuzare. Și mențiunea sau această concluzie a fost
elaborată, a fost formulată din considerentul că, la moment, persoanele care în perioada ultimilor 3 ani au exercitat funcția de judecător nu pot accede în inspecția judiciară. A fost o modificare recentă în legislația națională pe care noi la moment nu o susținem. Deci considerăm că ar trebui de revenit la reglementările anterioare și de permis judecătorilor să participe la concurs și să acceadă prin detașare în această structură. În ceea ce privește statutul inspectorilor judiciari, ele evident rezultă din funcționalitatea sau din modul de exercitare a atribuțiilor funcționale, sunt specifice pentru fiecare atribuție, dar este important ei să dețină suficiente pârghii ca să poată să exercite verificări și controle efective. Asta înseamnă să aibă acces la documente, la informații, lumea să fie obligată să le prezinte și totodată să aibă obligații de genul respectării necondiționate a independenței judecătorilor vizați, dar și a dreptului la un proces echitabil pentru judecătorii vizați, spre exemplu, în procedurile disciplinare. De asemenea, independența justiției trebuie respectată în cadrul oricărei proceduri de control și, în special, principiul autorității lucrului judecat trebuie să fie ca un fir roșu de limitare a discreției negative inspecției judiciare. Ori inspecția judiciară nu poate să se implice în verificarea calității actului de justiție, pentru acest caz existând remedii procesuale distincte prin contestare în instanțele de judecat ierarhic superioare. În ceea ce privește competențele organului de inspecție judiciară, ce am menționat anterior, care sunt direcțiile de bază unde se afirmă inspecția judiciară, și la nivel național am constatat că inspecția judiciară exercită o competență pe care efectiv nu o are în lista de competențe. Vorbim de apărarea reputației profesionale a judecătorilor, de apărarea imaginii și independenței justiției, pe care Inspecția Judiciară Națională o exercită la solicitare CSM Național, iar CSM, la rândul său, nu exercită această competență în baza unei liste exprese, ci prin prisma faptului că are obligația de respecta drepturile și demnitatea judecătorilor. Noi considerăm că ar trebui prevăzut expres, totuși, competența CSM de a examina aceste cereri și competența inspecției judiciare de a verifica primar aceste cereri, pentru că atunci când vorbim de competență și de control, ar fi bine să vorbim în termeni exacti și în termeni de liste expostive. Și la concluzia referitor la... Ultima concluzie se referă la axiologia organului de inspecție judiciară în eficientizarea activității autorității judecătoriești. Și în acest caz, noi în mare parte am pornit de la funcționalitatea Inspecției Judiciare Naționale, astfel încât axiologia acestui organ se manifestă anume pe domeniul responsabilizării judecătorilor, responsabilizării președinților instanțelor de judecată, depistării și promovării bunilor practici în managementul instanțelor de judecată, în protecția juridică, în măsura în care îi permite competențe a judecătorilor, etc. Deci acestea au fost concluziile generale în rezultatul cercetării și în cele ce urmează să încerc să fiu succint referitor la recomandările cu care intervenim în lucrare. Una dintre recomandări este la nivel de terminologie juridică. Actele normative juridice naționale operează cu terminul de inspector judecător. Există și acte care utilizează inspector judiciar, deci nu este uniform, dar prevalează inspector judecător. Noi promovăm schimbarea sintagmei din inspector judecător în inspector judiciar, ori se creează o confuzie că inspectorul, membru în inspecție judiciară, ar fi judecător, ceea ce nu corespunde nici măcar reglementărilor normative juridice actuale. Iar funcția de a judeca și funcția de a inspecta sunt totuși diferite. Deci optăm pentru modificare în toate actele pertinente și sunt indicate și actele respective. În ceea ce privește componența substanțială a inspecției judiciare, în principiu, la capitolul concluziilor am remarcat că am optat pentru revenire la reglementările anterioare și modificarea legislației în sensul permiterii persoanelor care în ultimii 3 ani au exercitat funcția de judecător să participe la concursul respectiv și să acceadă în inspecția judiciară. Și totodată ar fi bine prin reglementarea normativ-juridică să se stabilească că numărul judecătorilor în inspecția judiciară nu trebuie să fie mai mic de jumătate. La nivel de competență, iarăși o să fac o relație cu ceea ce am vorbit la una dintre concluzii, considerăm necesar de a stabili competențele exhaustiv și a îndreptui inspecția judiciară cu atribuția de a verifica cererile judecătorilor prin apărarea reputației profesionale
și cererile privind apărarea independenței și a imaginii justiției în general, ca și competență distinctă și doar, evident, atribuții de verificare primare, nu? Și de adoptare deciziei finale. În ceea ce privește procedura disciplinară în privința judecătorilor, aici, în principiu, sunt mai multe dileme, dar acela care ne-am oprit noi se referă la faptul că reglementările normative juridice naționale din modificate în 2018 au introdus două faze de examinare a sesizărilor prin disciplina judiciară, dar, de fapt, nu detaliază exact, nu face distinție foarte clară între aceste două faze. Și atunci considerăm necesară, dacă sunt două faze, să fie clară când începe una, începe a doua și care sunt drepturile și obligațiile reprezentanților sau participanților în cadrul fiecăruia dintre faze. O altă recomandare se referă la politici anticorupție judiciară și la acest capitol am fost inspirați din realitatea că, spre exemplu, dacă inspectorul judiciar în activitatea de verificare a activității instanțelor de judecată sau în activitatea de examinare a sesizărilor prin disciplina judiciară, depistează posibile elementele unei componente de infracțiune, cadrul normativ actual nu obligă de acesta expres să facă o sesizare la organele de drept competente. Și atunci considerăm că anume în legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii s-ar putea și în regulamentul privind competența și modul de organizare a inspecției judiciare să fie inclusă expres această obligație inspectorului judiciar de a sesiza organele de urmărire penală competente. Și fie că o face personal, fie prin intermediul inspectorului judiciar principal sau președintelui CSM. Evident, depinde de situația coruptibilă despre care ar dori să sesizeze inspectorul judiciar judecat. O altă recomandare se referă, este tot cu titlul de lege ferendă și se referă la necesitatea remedierii sau aducerii în concordanță a hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii cu legea privire la Consiliul Superior al Magistraturii. În sensul că dacă noi ne axăm pe două necesități de modificare sau de aducere în concordanță, dacă vorbim de exercitarea competenței de verificare a demersurilor procurorului general privind pornirea urmăririi penale în privința unui judecător, actele normative stabilesc termene diferite. Dacă legea stabilește imediat sau numai târziu de 5 zile lucrătoare, regulamentul inspecției judiciare stabilește termenul de 15 zile. Și atunci, între imediat 5 zile lucrătoare și 15 zile, există un decalaj foarte mare. Considerăm că formularea din lege este oportună și trebuie să se regăsească și în regulament. Și o altă recomandare, tot de modificare, se referă la faptul că acele hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii privind acordul sau dezacordul privind pornirea urmăririi penale în privința unui judecător ar trebui totuși publicate integral pe pagina CSM, dar evident cu anonimizarea datelor judecătorilor. Ori la acest capitol, iarăși actele normative spun distinct că se publică doar dispozitivul sau se publică integral. Considerăm că dacă se respectă anonimizarea, atunci ar fi cazul de publicat integral. Acestea au fost concluziile și recomandările la care noi am ajuns și cu titlul de notă finală, noi vrem să credem că am reușit realizarea scopului și a obiectivilor, precum și soluționarea problemei științifice formulate inițial. Și concluzia la care am ajuns la sfârșit este că designul instituțional, în principiu, cum este alcătuit organul de inspecție judiciară și poate anumite lacune legislative, contează mai puțin decât ceea ce integrăm noi în conceptul de conștiință și cultură juridică profesională, decât ceea ce integrăm noi în integritate și în ceea ce înțelegem noi unificare sau coalizare eforturilor pentru obținerea unui scop comun. Deci, în cazul dat, am pus accent chiar pe efectul sinergetic, care poate fi și economic, și psihologic, și juridic, și social, aceasta fiind o tendință actuală a managementului, care poate fi luată în considerație și pe sectorul reformării justiției. Deci, efectul sinergetic se referă la faptul că inspecția judiciară singură nu poate garanta eficientizarea justiției. Dar, cu aportul tuturor actorilor în drept, acest lucru ar putea fi făcut posibil, cel puțin prin remedierea unora dintre indicatori. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și sunt
pregătită pentru a asculta recomandări, obiecte și pentru a răspunde la întrebări. Mulțumim foarte mult pentru prezentare care a făcut-o. Trecem la sesiunea de întrebări. Vă rog, membrii Consiliului de Întrebări, asistența, toți cei care sunt prezenți la susținere, programul și dacă aveți întrebări. Referințe tot pot pune da, întrebări, da? Da, sigur. Doamna Crețun, eu aș vrea ca dumneavoastră să-mi spuneți cum credeți, ce raționamente a avut legiuitorul când a introdus acel termen de 3 ani în care deci nu trebuie să fie exercitată funcția și la rândul său ce raționamente aveți dumneavoastră să nu fiți de acord cu termenul ăsta. Vă mulțumesc, doamna Rama, pentru întrebare. Raționamentul excluderii acestui termen de 3 ani a fost propus, a formulat de către Ministerul Justiției. În cadrul unei note informative la proiectul de lege de modificare în acest sens, Ministerul Justiției a invocat faptul că este un conflict de interese și niște riscuri de coruptibilitate, adică judecătorii în funcție devenind membri a inspecției judiciare ar putea avea o activitate, ar putea manifesta niște activități de influențe în organul respectiv. Totodată, poziția Consiliului Superior al Magistraturii a fost alta, că totuși judecătorii, dacă vorbim despre judecători și de prezumția faptului că sunt cu un nivel de profesionalism, dar și de conștiință și de conduită înaltă, nu ar fi oamenii predispuși să facă acest lucru. Plus, ceea ce mă motivează pe mine să cred că nu a fost o reglementare tocmai reușită, este aspectul că chiar iarăși să ne inspirăm din sistemul juridic al României. Și acolo judecătorii, dacă accede în inspecția judiciară, nu pot exercita lucrări de inspecție în instanța în care au activat. Sau nu pot exercita verificări ale sesizărilor în procedura disciplinară cu referire la colegii, foștii colegi din instanța în care au lucrat. Și să zicem o anumită perioadă, perioada ultimilor de 5 ani. Și atunci acest risc cel puțin este diminuat. Și iarăși, la nivel național, există și instituția recuzării și abținerii. Și atunci când există un conflict de interese sau un anumit indicator care ar pune la îndoială independența inspectorului judiciar, considerăm că această pârghie poate fi folosită. Și, din punctul nostru de vedere, cele argumente care poziționează judecătorii totuși în lista categoriei profesioniștilor care trebuie să acceadă în inspecția judiciară, au prioritate în raport cu argumentele invocate la modificarea legislativă. Aceasta este opinia noastră, nu știu cât să fie corectă sau cât sunteți de acord, domnilele voastre, cu ea. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc. Și ziceți opinia noastră, sunteți mulți? Bine. Opinia mea, nu, Natalia? Bine, dar ce spune, dacă e a mea, e a noastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Da, doamna președintă, eu nu m-am ascultat atent, am citit lucrarea. Aș vrea ca să argumentați sau să ne spuneți care sunt opiniile dumneavoastră referitor la avantajele și dezavantajele autoguvernării justiției. Vă mulțumesc, doamna președintă, am examinat destul de multă doctrină, anume pe segmentul autoguvernării justiției. Și evident am examinat și doctrina care pune la îndoială necesitatea promovării atât de accentuate a acestui segment, dar totodată ce am găsit în doctrină și ce opiniile la care mă raliez și eu se referă la faptul că judecătorii ar avea dreptul să înainteze niște principii, niște valori, niște reguli care sunt specifice profesiei lor și ar veni să le protejeze cumva statutul. Și este și normal că dacă judecătorii creează aceste reguli, că vorbim și la nivel internațional, dacă vorbim de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției și de Consiliul Judecătorilor Europeni, vorbim de experți în drept sau judecători, în mare parte, care creează aceste standarde sau instrumente internaționale. Și de ce n-ar putea judecătorii să vină cu ele, dacă ele, în principiu, corespund cerințelor internaționale, nu afectează, spre exemplu, separația puterilor în stat, asigură o colaborare de probleme dintre aceste puteri. Și dacă nu vine altcineva cu o soluție mai bună, de ce nu ar fi, nu am putea să acceptăm soluția asta? Și eu sunt înclinată să cred că autoguvernarea judecătorească este bună. Da, mulțumesc. Mulțumim. Încă întrebări?
Hai, vă mulțumesc. Doamna Crăciun, eu vreau să vă întreb, ați și pomenit în conținutul prezentării despre rolul societății civile. Eu vreau să vă întreb care este, de fapt, și cum credeți, care ar trebui să fie rolul societății civile în inspecția specială și cum vă zic argumentul de ce vă întreb. Eu vreau să avem o problemă gravă în ceea ce privește comunicarea cu Consiliul Superior al Magistraturii și câteva minute înainte de ședință, eu am deschis pagina oficială a Consiliului Superior al Magistraturii și o să vă dau știri ultimele 5 știri, foarte scurt, de pe pagina Consiliului Superior al Magistraturii. Deci, prima știre este felicitări cu ocazia ziua limbii noastre, altă știre este un comunicat privire la proiectul de lege de modificare de acte normative, mai este o știre condoleanță, două ședințe contramandate și un eveniment de pe 16 iulie. Atât. Ca să nu mai listez mai departe. Eu sunt de părerea că există o problemă gravă de comunicare, Consiliul Superior al Magistraturii. În același timp am deschis site-ul Animului. Deci Animul, Autoritatea Națională pentru Integritate, scrie mai mult despre judecători decât scrie Consiliul Superior al Magistraturii. În același context, am vrut să vă întreb cum credeți, care ar trebui să fie rolul societății civile, anume în contextul asigurării unui verici de comunicare dintre instanțe identificate și societate comunitate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pantea, pentru întrebare. Din punct de vedere teoretic, rolul societății civile este reglementat mai mult sau mai puțin. În doctrină. Ce trebuie să facă reprezentanții societății civile care acced în anumite structuri de stat? Să asigure credibilitatea prin comunicare și prin transparentizarea organului respectiv sau a entității respective. Dacă ne referim la inspecția judiciară sau la autoguvernarea judecătorească în sens larg, percepția publică că este o societate închisă, o casă, o corporație în acest domeniu, dacă vorbim de domeniul justiției, atunci când acced în aceste organe niște reprezentanții societății civile, este și normal ca lumea să aștepte de la ei comunicare, să aștepte de la ei deschidere, să iasă cu niște comunicate publice, în măsura în care le permite legea, adică cu discreție și cu reținere și cu remarca dacă opinia vociferată corespunde sau nu cu poziția oficială a entității din care face parte și la fel reprezentanții societății civile, dacă vorbim, spre exemplu, de întreaga autoguvernare judecătorească, de ce n-ar putea aceste reprezentanții societății civile din inspecție, din colegiul disciplinar, din celelalte colegii, din CSM, să asigură comunicare internă între ei. De ce n-ar putea să vină și cu niște participări la conferințe științifice, cu niște publicații, fie științifice, fie bazate pe date empirice, care să scoată în bileag niște vulnerabilități, sau din potrivă, care să zică că, uite, noi avem niște puncte forte, dar pe care nimeni nu le vede. Și atunci, dumneavoastră ați mai punctat o întrebare referitor la o chestiuță pe care eu cel puțin am sesizat-o, gradul de comunicare al CSM cu publicul, cu toți noi. Cred că este într-adevăr o problemă și din această perspectivă, reprezentanții societății civile ar putea să se implice și pe acest segment, dar ce aș mai adăuga eu? Că totuși comunicarea publică mai implică echipe interdisciplinare cu participarea reprezentanților din sau profesioniștilor în științele comunicării. Ori comunicarea totuși nu este la îndemână oricui. Și echipele interdisciplinare, dar iarăși pot fi reprezentanții societății civile. Dacă mă înțeles eu corect, domnul Pantea, așa văd situația. Da, mulțumim. Pentru întrebări, vă rog, dacă sunt, să puteți repeta. Eu am să vă adresez o întrebare. Este un subiect foarte mult discutat la noi în societate. Eu direct nu are, aș zice, o tangență directă implicată în cercetarea dumneavoastră, dar în același timp dumneavoastră și faceți referință și totodată este cercetarea o etapă de trecere la un sistem de justiție cu autoritate și cu calități profesionale și integritate. Deci, atunci când vorbim despre reforma justiției, deci ea este foarte mult criticată în societate și totodată părerile sunt împărțite. Unii considerând că este nevoie ca reformarea să fie realizată prin expertiză internă,
Deci, o altă parte consideră că această expertiză trebuie făcută și din prioritar, din exterior, de persoane care au experiența reformelor și creșterii eficienței actului de justiție. Părerea dumneavoastră, care este? Credeți că această reformare despre care noi vorbim mulți ani la rând, deși cu așteptări foarte mari față de sistemul judecătoresc din țară, suntem toți și noi și cetățenii, fiecare în parte și toți luați împreună. Deci este posibil sau este nevoie de expertiză externă îndemnată cu ceea ce este specific și particular pentru sistemul de drept al Republicii Moldova? Pentru că în lucrare dumneavoastră faceți referință la acel model și faceți referință la analiza unor modele de reformare care le regăsim în alte state. Deci, și totodată, deci ultimul aspect la care fac referință, având în vedere lucrarea, vorbim și despre faptul că aceste modele nu pot fi eficiente fiind preluate și plasate ca un standard la nivel național. Și iată, în această perspectivă, acest mecanism, care ar fi începutul expertul din exterior sau analiza și voința și expertul din interior? Vă mulțumesc, doamna Cerbaș, pentru întrebare. Da, într-adevăr, nu este un subiect pe care l-am examinat în teză, dar îmi este cât de cât cunoscut. La acest capitol, probabil, aș pune în discuție două situații. Despre ce fel de expertiză vorbim? Dacă vorbim de expertizare prin acordarea unor standarde și unor recomandări în domeniu care ar putea fi preluate de un sistem juridic concret, sau dacă vorbim de o anumită expertiză în sens de evaluare, adică expertizare exterioară. Eu încerc să fiu optimistă după felul meu de a fi și vreau să cred că sistemul național are suficiente personalități notorii, cu o bună pregătire profesională, cu un nivel înalt de cultură și de conștiință juridică, cu capacități și cu voință, care ar putea să se implice în procesul de reformare a justiției și care ar putea să facă și acea expertizare în sens de evaluare internă, dacă ne referim la evaluare internă a judecătorilor sau a procurorilor, dacă este ceea ce se discută acum în mediul autohton. Doar că eu înțeleg îngrijorările la nivel de stat și la nivel de Comisia de la Veneția, care au statuat undeva expres, în cazul în care limitele percepției corupției la nivel național, special în justiție, este atât de mare, poate într-adevăr ar trebui să ieșim din aceste tipare ale noastre și să vină cineva din exterior, un expert notoriu, și să facă această expertiză, această evaluare. Deci eu, dacă vorbim de aceste două direcții, totuși sunt de părerea că, la nivel internațional, expertiza ar trebui să se rezume la recomandări și standarde care ar putea să fie urmate. Și totodată aceste recomandări și standarde nu pot fi aplicate pur și simplu. Ele trebuie adaptate la specificul juridic, social, politic și chiar la nivel de mentalitate. Pentru că dacă vorbim de statele bine sau mal dezvoltate și de statele post-socialiste, noi vorbim și de mentalitate diferită. Și atunci mecanismele sunt diferite și poate și acele accente trebuie puse diferit. Deci, da, eu salut expertiza internațională. Asta, în schimb, nu ar trebui să diminueze valoarea experților naționali. Plus, foarte suficient, doctrina deja vorbește despre faptul că și la nivel internațional reprezentanții unor structuri cu de înaltă notorietate se confruntă cu probleme de credibilitate și de coruptibilitate și de interese și atunci nu știm de ce unii sunt mai buni și de ce alții nu sunt mai buni, de ce aici cred că e nevoie de studiu complex. Mulțumesc pentru răspuns. Întrebări, colegi? Dacă nu sunt întrebări, ne trecem la etapa următoare, și prin care o să oferim, o să dăm citire examinării sau modalității în care s-au expus asupra lucrării la etapa de prezentare în ședința preliminară a celor observații și sugestii pe care au venit experții și persoanele care au fost implicate în expertizarea lucrării. Deci sunt nu prea multe,
ele vor să le raporte fiecare dintre ele în formulă succintă. Deci cu tipul de recomandări a fost menționat și solicitat ca să se intervină suplimentar cu activitate de redactare a textului lucrării și a unor denumiri de capitole și paragrafe în vederea evitării utilizării repetate a unor termeni care se regăseau în formula capitolului 3 și 4. Deci o altă sugestie care s-a venit a fost cea de uniformizare în conținutul lucrării, modalitatea în care este utilizat termenul inspecție judiciară, fie cu majuscule, fie cu minuscule. 3. De utilizat atent verbele la diacheză reflexivă și 4. De examinat posibilitatea și oportunitatea reglementării organizării și funcționării inspecției judiciare printr-o lege ordinară și nu prin regulamente aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii. Și ultima sugestie este ca în capitolul 4, și dacă este cazul, în conținutul lucrării în general, e accentuat distinția conceptuală dintre responsabilitate și răspundere, cu accent pe răspunderea juridică a judecătorilor. Acestea au fost sugestiile și observațiile cu care s-a venit. Deci și vă rugăm, doamna Crăciun, să ne vorbiți despre modul în care ați operat aceste sugestii lucrate. Vă mulțumesc. O să trec din start la prima obiecție, că să examinez încă o dată din punctul de vedere al gramaticii cheda acest lucru a fost făcut și au fost remediate erorile. În ceea ce privește înlocuirea unui termen din titlul, capitolul 3 și 4, a fost modificat, a fost înlocuit termenul ca să nu fie repetarea cuvântului manifestare. În ceea ce privește uniformizarea scrierii termenului sau sintagmelor de inspecție judiciară, explicația este următoarea. A fost alegerea la scriere, la elaborarea tezei, atunci când scriam inspecția judiciară, cu referire la inspecția judiciară Republicii Moldova sau a României, s-o scriu cu majuscule, pentru că aveam în vedere un organ concret. Și atunci când vorbeam de organ de inspecție judiciară în abordare conceptuală, am încercat să, adică am scris cu minuscule. Ulterior, eu am înțeles că, într-adevăr, este, poate crea confuzii. Și am revenit la formula care a fost recomandată prin aviz și prin acord, de a le scrie pe toate cu minuscule, astfel cum este scris și în reglementările normative juridice, cu excepția faptului. Dacă a fost un citat preluat ce era cu majuscule, evident că era majuscule. În ceea ce privește utilizarea verbelor la diateză reflexivă, am încercat să fiu atentă pe parcursul întregii teze și am reformulat acele propoziții. În cu privire la obiecția de a examina posibilitatea reglementării statutului inspecției judiciare printr-o lege și nu printr-un regulament aprobat de CSM, am examinat și am introdus și text în teză, cred că a fost oportună obiecția. Într-adevăr, anumite aspecte care țin de competență, care țin de inviolabilitate, ar trebui să se regăsească în lege. Ori la momentul actual, inviolabilitatea, într-adevăr, se regăsește într-un regulament al CSM. Și totodată, celelalte detalieri despre modul de funcționare, drepturi, obligații, ar putea totuși să rămână la nivel de regulament, așa cum se întâmplă și cu celelalte organe specializate ale CSM. Adică reglementări de bază în lege și reglementări detaliate în regulamente adoptate la nivelul autoguvernării judecătorești. Și în acest mod se asigură și flexibilitatea acestui domeniu la nivel de reglementare. O altă obiecție s-a referit la a face distincție mai clară între responsabilitate și răspundere juridică și am intervenit în teză și la acest capitol, doar că ceea ce am promovat pe parcursul întregii lucrări s-a referit la faptul că totuși, întâi ar trebui încurajat segmentul responsabilizării justiției și aici ne referim și la responsabilitate morală și la responsabilitate juridică. Adică fără intervenția răspunderii juridice ca instituție juridică, cu proceduri, cu sancționări, eventual după caz. Și dat fiind faptul că am schimbat accentele pe parcursul întregii lucrări, că nu atât contează faza sancționării, ci contează faza prevenirii. Și asta poate fi perfecționată prin îmbunătățirea mecanismelor de accedere în profesie și prin
stimularea activității de inițiere în profesie și de formare inițială și continuă. Dat fiind acest fapt, am fost tentat să lăsăm accentele pe necesitatea responsabilizării, dar am introdus text în teză și am încercat să facem această delimitare, poate mai accentuat. O altă obiecție s-a referit la faptul examinării posibilității, adică de a vedea dacă putem vorbi despre teoria sinergetică în contextul eficientizării justiției și rolul inspecției judiciare în acest proces. Chiar a fost o obiecție foarte bună care, cred eu, a îmbogățit teza pe un anumit segment și a deschis și pentru mine anumite perspective de cercetare, pentru că am decizat că noi vorbim chiar de niște teorii sinergetice și despre modele sinergetice care trebuie puse în valoare și ele chiar necesită un studiu complex și ele apropie ceea ce numim noi, diversi științific contemporan, deschis, interdisciplinar, și efectul sinergetic trebuie promovat și la nivel aplicativ. Că inspectorii judiciari, cât de mare sau cât de calitativă și solidă pregătire profesională nu ar avea, nu pot face absolut nimic pe domeniul eficientizării justiției fără susținere de ordin diferit din partea judecătorilor, a guvernării, a avocaților, a procurorilor, a mediului academic, etc. Zic eu că și societatea în ansamblu are un rol sau are un cuvânt de spus pe acest segment. Și a fost introdus și text în lucrare pe acest, în legătură cu această obiecție. O altă, cu titlul de obiecție, în principiu, mai mult cu titlul de discuție, s-a intervenit cu examinarea gradului de corelare a temei cu conținutul tezei. Și iarăși considerăm că a fost o recomandare foarte utilă, pentru că am stabilit niște accente care apropie acest studiu de tendințele acestea de interdisciplinaritate, încercând să facem o examinare a organului de inspecție judiciară atât în abordare conceptuală din perspectiva teoriei generale a dreptului, cât și în abordare axiologică. Ca un model, cam unde ar trebui să tindă justiția națională pe dimensiunea aceasta valoare. Pentru că noi vorbim de independență, de integritate și ca valori, dar și ca valori morale sau sociale, dar și ca valori juridice, care au până la urmă caracter obligatoriu și care țin întreaga structură pe care noi o numim justiție contemporană. Cred că acestea au fost, doamnă Ciobanu, și în lucrare am observat aceste modificări în grade pe lucrări care au fost pe publică și parcurgem la discuții și opinii expuse de experți, referenții oficiali. Deci vom merge probabil după, conform extrasul din procesul de apă, cu posibilitatea dacă nu este nimeni împotrivă sau cineva își dorește să vorbească mai devreme. Deci primul referent oficial care îi oferim posibilitatea să se expună asupra lucrării prezentate de pretendenta la titlul de doctor în drept, doamna Elena Ram, profesoară la Universitatea Cătălina. Mulțumesc! Bună ziua! În calitatea mea de referent, eu sunt obligată să mă conduc de acele refere care sunt stabilite de Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova. De aceea am să merg așa după cum urmează aceste refere. În primul rând, referitor la actualitatea temei și a problematicii abordate. Evident, aici și din ceea ce mi s-a spus și cum am citit teza doamnei Crăciun, se vede această actualitate, nu o simplă actualitate, dar chiar o stringentă actualitate, pentru că se vede și la nivelul întregii societăți această cerință de a avea în sfârșit în Republica Moldova o justiție demnă de acest nume. Iar inspecția judiciară este un element care poate și trebuie să contribuie la acest deziderat.
Pentru asigurarea bunei guvernări, un rol imposibil de neglijat revine domeniului justiției, inclusiv organelor de autoadministrare judecătorească, în activitatea lor care o desfășoară. Sigur, aici trebuie de avut în vedere nivelul lor de cultură, independență, da, când vorbim de independență, aici trebuie să avem în vedere că independență fără responsabilitate nu este compatibilă cu un stat de drept. Adică acolo unde spunem independență, alături trebuie să fie și responsabilitate. Perspectiva analitică și critică pe care le utilizează autoarea Natalia Crăciun pentru a aborda subiecte precum etica, disciplina judecătorilor, percepția corupției judiciare, comunicarea profesională, interprofesională în procesul eficientizării justiției, calitatea actului de inspecție judiciară, principii specifice autoguvernării în justiție, au permis dezvoltarea multidimensională a temei și în rezultat s-au configurat destul de convingător locul, rolul, imaginea unui organ de inspecție judiciară care urmărește scopul sporirii performanței judiciare. Examinarea critică pe care o mânuiește excelent autoarea tezei este foarte bine argumentată prin prisma atâta doctrine juridice studiate, naționale și străine, cât și actelor normativ juridice, iarăși naționale, străine și a instrumentelor internaționale pertinente. În ce privește aspectele problematice sau cele ce generează discuții în mediul profesional și academic, doctoranda lansează opinii proprii care sunt explicate și analizate destul de reușit și am văzut și aici la răspunsul la întrebări că acest lucru este, a devenit așa unul foarte bine înțeles și un fel de așa dimensiune sufletească a doctorandei, așa de bine eu și convingător au intrat aceste idei în patrimoniul spiritual al doctorandei. Metodologia utilizată este una pe măsură, este una adecvată pentru cercetări în domeniul științelor juridice, pentru că aici este vorba nu doar de a folosi metoda logică cu toate operațiunile și procedeile sau metoda comparativă, dar de a avea în vizor și acele valori, principii generale care organizează și orientează cercetarea. Și acest lucru s-a văzut foarte bine și în teză și în luarea de cuvânt astăzi. Pentru a arăta care este, de fapt, demersul științific în verificarea ipotezii de cercetare și în soluționarea problemei științifice, ceea ce este foarte important, a fost utilizată metoda euristică, metoda scenariul. Până la urmă, acestea au dus la configurarea acelui model de organ eficient de inspecție judiciară, cu care eu chiar cred că, cu toată modestia doamnei Natalia Crăciun, se poate de spus, sigur, un model perfect nu există și nu există nimic perfect care face omul, poate Dumnezeu nu mai face ceva perfect. Dar unul care poate fi aproximat, există și doamna Natalia Crăciun a făcut acest lucru. Analizând conținutul tezei de doctor, impactul concluziilor și recomandărilor asupra domeniului științelor juridice, menționez că conținutul tezei este structurat logic, consecvent, sunt respectate exigențele față de lucrări de o asemenea anvergură. Compartimentul introduce așa cum se cere, deci are toate reperele, actualitate, importanță, scop, obiective, problemă științifică, ipoteză de cercetare, metodologie, noutate, originalitate, adică toate acele ingrediente care se cer conform ghidurilor noastre din cercetare. În capitolul 1, autoarea începe cu examinarea situației existente în domeniul cercetare, analizând un volum amplu de surse doctrinare în română, engleză, franceză și rusă, la subiectele care au tangență cu tema tezei, anume tangență și nu chiar tema, pentru că tema tezei, așa cum am văzut, nu este, cel puțin în doctrina națională, nu este dezvoltată. Deci sunt arătate aceste toate elemente și concluzia până la sfârșit este aceea
că în rezultatul analizei acestei situații în domeniu este necesară studierea modului de organizare, de funcționare a inspecției judiciare pe baza principiului sistem juridic într-un stat ce tinde a fi un stat de drept, dată fiind lipsa unui studiu în doctrina națională consacrat identificării și argumentării perspectivelor de implicare acestei entități. Și asta este principala concluzie, pentru că acesta este, de fapt, obiectivul primului capitol, ca să se vadă care este necesitatea de a studia, dacă nu cumva, deci necesitatea este la un nivel mai jos sau în cazul dat, este o necesitate stringentă de a, așa cum am spus și la început, de a studia această temă. Capitolul 2 este axat pe valorificarea aspectelor organizatorice ale inspecției judiciare, prin prisma interpretării și argumentării locului acestei entități în sistemul justiției, a rolului său în sporirea calității, eficienței justiției, a modului de organizare, a statutului inspectorilor judiciari. Inspecția judiciară este calificată ca element al autoadministrării judecătorești, ce funcționează ca organ specializat al CSM-ului, dar care trebuie să-și exercite competențele în mod independent, iar pentru sporirea acestei calități, autoarea înaintează recomandări valoroase. În aceeași cheie este examinat subiectul componenței organului de inspecție judiciară, doamna Crăciun, recomandând includerea în componența acestui organ a inspectorului judiciar de investigație, ce vor îmbunătăți activitatea și rezultatele activității inspecției judiciare. Iar aceștia, la rândul său, vor contribui la performanța și îmbunătățirea activității sistemului judiciar. În capitolul 2 este realizată o amplă analiză a inspecției judiciare, prin examinarea în partea modului de exercitare a competențelor statutare, de analiză, verificare, control în diferite domenii de manifestare a justiției. Și o atenție sporită este rezervată examinării petițiilor privind etica judiciară, delimitarea acestora, de sesizările referitor de, la disciplina judiciară și impactul lor asupra carierei judecătorilor. Într-o modalitate adecvată, logic și coerent, sunt examinate și analizele competențele de control, verificare ale organului de inspecție judiciară. Sunt formulate propuneri, inclusiv de lege ferendă, ținând cont de contextul istoric, social și cultural al Republicii Moldova, în care trebuie să se mențină permanent echilibru, așa cum am spus, dintre independență și responsabilitate. Capitolul 4, ultimul capitol, cuprinde o sinteză a căilor de eficientizare a justiției prin intermediul activității de inspecție judiciară, precum și o perspectivă originală de organizare și funcționare a organului de inspecție judiciară, pe baza unei legislații calitative și prin participare activă a unor reprezentanți integri, cu un nivel înalt al culturii și conștiinței juridice în procesul de reformare a justiției. În rezultat, autoarea proiectează un model al organului de inspecție judiciară, despre care am spus ceva mai devreme, că deși este imposibil de proiectat unul perfect, este totuși posibil de aproximat și acest lucru este făcut în teză. Conținutul propriu zis al tezei finalizează cu concluzii din aceste recomandări, care sunt o dovadă clară și cert a realizării scopului și obiectivelor propuse inițial la elaborarea lucrării, o dovadă clară a soluționării problemei științifice importante pentru știința dreptului. Rezultatele științifice obținute vizează locul inspecției judiciare în sistemul justiției, componența, competențele organului de inspecție judiciară, principiile de activitate, rolul și principiile valorice ale inspecției judiciare, venite să eficientizeze activitatea judecătorilor, a instanțelor de judecată și a justiției în ansamblu. Cu titlul de recomandări, autoarea lansează propuneri de lege ferendă, care completează anumite, care ar completa anumite, în cazul în care ar deveni lege, anumite lacune existente în cadrul normativ juridic pertinent la nivel național și ar putea fi examinate în contextul reformării justiției Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, conținutul lucrării este foarte valoros, atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicieni implicați în mijlocit în perfecționarea cadrului juridic și al activității operaționale specifice inspecției judiciare. Este necesar de evidențiat și faptul că, din perspectiva conținutului,
Lucrarea se încadrează în obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului, elaborarea tezei anume la această specialitate fiind justificată. Noțiunile, conceptele de specialitate sunt utilizate corect, în părerea mea, iar subiectul eficientizării justiției prin implicarea în acest proces a inspecției judiciare este abordat conceptual, astfel încât a putea prezenta interes și prezintă interes pentru implementarea argumentelor și concluziilor formulate în baza lor în curriculum universitar la nivel de licență și masterat în domeniul juridic. De asemenea, autoarea a reușit cercetarea temei dintr-o perspectivă interdisciplinară, fiind realizată o sinteză calitativă între știința dreptului și axiologie. În acest mod, este îndreptățită formularea temei axiologie inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești. Tema este corelată cu conținutul tezei, iar rezultatul final este unul care satisface cerințele de mestru științific contemporan, care timp despre interdisciplinaritate, abordare critică și metodologie integrată. Originalitatea și noutatea lucrării este un alt reper care mi este aici impus, astfel încât constat că subiectul justiției cercetat este destul de amplu în literatura de specialitate autohtonă și străină, dar cu toate acestea există destul de puține studii complexe privind autoguvernarea justiției în general și modul de funcționare și organizarea organului de inspecție judiciară în special. În asemenea condiții, doamna Crăciun Natalia a dat dovadă de curaj, avansând problema de a cerceta în un domeniu nou pentru teoria generală a dreptului, care se referă la valoarea intrinsecă a instituției inspecției judiciare în procesul de eficientizare activității autorității judecătorești. Autoarea a reușit într-o manieră originală abordarea subiectelor privind rolul preventiv al lucrărilor de inspecție judiciară, importanța integrității judecătorilor, a inspectorilor judiciari și a tuturor reprezentanților profesiilor juridice, rolul culturii și al conștiinței juridice profesionale în fortificare și menținerea performanței judiciare, valoarea inspecțiilor judiciare în responsabilizarea judecătorilor și în sporirea credibilității justiției, înlăturarea corupției judiciare și schimbarea percepției publice asupra sistemului judiciar. Cu titlul de noutate a fost propusă reconsiderarea funcției de control a inspecției judiciare prin stabilirea unei noi funcții a inspectorului judiciar de investigație care să desfășoare activitate operativă. De asemenea, s-a încercat standardizarea unor principii proprii activității organul de inspecție judiciară și proiectarea unui model optim al organului de inspecție judiciară. Aceste abordări constituie o inovație pentru doctrina juridică autohtonă și o metodologie inedită de verificare a ipotezei de cercetare lansată de autoare la compartimentul introductiv. În general, din perspectiva originalității și a caracterului novatoriu, fundamentate pe un discurs științific argumentat, unele dintre ideile lucrării îndeamnă la discuții și dezbateri interprofesionale, ceea ce reprezintă un avantaj indiscutabil pentru mediul juridic. Referitor la limbaj, stil, structura lucrării, consider că, din acest punct de vedere, este un plan bine gândit, consecvent, logic. Lucrarea, în total, 242 de pagini, cuprinde anotare, română, engleză, rusă, lista prevederilor, introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie alcătuită din 319 surse în română, engleză, franceză și rusă, acte normative juridice naționale și internaționale, materiale concrete privind activitatea inspecției judiciare din Republica Moldova, ceea ce m-a bucurat foarte mult a folosit, deși cam nu prea rapoartele cele sunt potrivă, dar că a folosit materialul acesta, baza factologică a rapoartelor inspecției judiciare, ceea ce constituie un suport valoros pentru fundamentarea discursului științific. De asemenea, impresionează și faptul că pe lângă surse bibliografice utilizate direct în lucrare, multe dintre acestea au fost interpretate nemijlocit de către autoare, care în acest mod a demonstrat competență de cercetare analitică, de problematizare și argumentare. Astfel încât limbajul, termeni, noțiunile, consider, sunt utilizate corect, în corespundere cu cerințele științelor juridice, iar stilul este
concis, expunerea este clară, bine argumentată, rugarea este scrisă corect, în opinia mea, din punct de vedere gramatical. Cel puțin eu nu văd ceea ce mă supără de fiecare dată, necătând și reieșind, la Natalia nu sunt aceste sintagme, ceea ce este pentru noi în Republica Moldova un progres nemaipomenit și îl atribuim cercetare. Deci, rezumatul la teza de doctor este întocmit în limbile română și engleză. Prima dată am văzut că sunt două rezumate aparte, deci anterior se făcea numai la acea pagină care era de extract. Da, acum, în general, pe toată, sigur, sunt eforturi în plus, dar dacă asta se cere, s-a făcut. Aspecte discutabile. Sigur, ca și în orice discurs, și în cel științific, asupra unui subiect atât de controversat, dar și actual în societatea noastră, aflat în plin proces de reformă a justiției, este firesc ca anumite abordări să genereze discuții la nivel de mediu academic, la nivel de profesioniști în drept. Câteva dintre aceștia, două eu am arătat aici, s-a referit la, în primul rând, capacitatea efectivă a inspecției judiciare naționale de a desfășura verificări și controle obiective, independente și calitative, în direcția responsabilizării judecătorilor și eficientizării în ansamblu activității autorității judecătorie. Și doi, identificarea acelor modalități, strategii de sporire a credibilității inspecției judiciare și a sistemului autoguvernării judecătorești, care, până la urmă, se ducă la această sporire a credibilității și a justiției în ansamblu, în condițiile unei imagini actuale deficitare a justiției, pe care aceasta o are în societate. Aspectele enunțate sunt analizate în lucrare, argumentele sunt convingătoare, totuși acestea sunt în continuare pasibile de examinare prin intermediul unor platforme de discuții interprofesionale, prin activitate nemijlocită de cercetare, care sperăm va fi continuată, adică doamna Crețu Natalia și în viitor, în scopul dezvoltării segmentelor enunțate supra și indicării unei noi soluții justificate, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Totodată remarc că asemenea aspecte discutabile sunt proprii unei lucrări de acest gen și ele nu diminuează calitatea și valoarea cercetării. Va din potrivă, suscită discuții profesionale în cadrul căreia pot fi găsite situații ingenioase. Cu titlul de concluzie, constat fermitate și încredere cu prin elaborarea tezei la tema axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești, autoarea a realizat o activitate de cercetare foarte prețioasă, a soluționat problema științifică relevantă pentru teorie și practica dreptului. Teza corespunde tuturor exigențelor și standardelor prevăzute de Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare și din aceste considerente, eu cred că este util, necesar și oportun ca în urma susținerii publice, doamnei Crețu Natalia să-i se acorde titlul de doctor în drept la specialitatea 551.01, teorie generală a dreptului. Asta este tot, vă mulțumesc pentru atenție. Încerc să fiu succintă, eu vă mulțumesc și pentru obiecțiile și recomandările respective, pentru că pe parcursul anilor de doctorat m-am pus gustul cercetării și sper că mă voi ocupa în continuare de examinarea acestor segmente. Și dacă vorbim de prima recomandare, sugestie, referitor la capacitatea efectivă a inspecției judiciare naționale de a realiza sau de a exercita niște verificări calitative, da, într-adevăr, suntem de acord cu ceea ce ați menționat, că inspecția judiciară, datorită faptului că este organul primar în autoguvernarea judecătorească care realizează anumite verificări, în principiu nu are capacitate decizională în domeniu. Și toate actele ei trebuie aprobate în formulă ierarhică la nivel de autoguvernare judecătorească,
fie pot fi contestate în formă procedurii. Și da, într-adevăr, la nivel național, Inspecția Judiciară se confruntă cu asemenea dificultăți care, cu siguranță, acest segment ar trebui examinat în continuare. Și o altă sugestie care se referă la acele modalități, o strategie de sporire a credibilității Inspecției Judiciare, cred eu că Inspecția Judiciară poate face niște lucruri sau niște pași și singură prin acte de inspecție motivate și prin crearea propriei imagini și a propriei credibilități prin prisma calității muncii pe care o exercită. Și în acest mod își creează propria imagine în fața acelor justițiabili, în fața acelor petiționari, avocați, reprezentanți care vin cu anumite cereri, plângeri la Inspecția Judiciară. Și o altă strategie sau modalitate ar fi chiar acele campanii de promovare a imaginii care sunt exercitate de specialiști în comunicare și de comisii sau echipe interdisciplinare. Și, într-adevăr, în lucrare cam puțin am vorbit la acest aspect, dar există și anumite publicații semnate de către mine. Adică mă preocupă acest segment și pentru viitor. Sper și să-l examinez în continuare. Vă mulțumesc, mă rog. Mulțumim, oferim cuvântul domnului profesor Grigore Măcină. Eu vă strec și eu la urmă numărul. Așa e după regulă, da? Bună ziua! Mă simt profund onorat să particip în calitate de referent oficial și vă mulțumesc că m-ați invitat ca să particip în această calitate. Am citit cu atent, cu mare atenție lucrarea, v-am ascultat și pe dumneavoastră și clar că am redactat o referare de analiză, l-am prezentat la timp și conform regulamentului îmi permiteți ca să prezint această referință. Deci, prezentă teza de doctor, îmi scot că e spațiul de ajuns așa, da? Deci, prezentă teza de doctor este actuală, prezintă noutate științifică și originalitate. Actualitatea temei rezidă din interesul manifestat în doctrina teoriei generale a dreptului pentru identificarea celor mai eficiente metode de sporire a calității și eficienței judiciare care să funcționeze univoc și miraculos în toate sistemele juridice. De asemenea, teza de doctor în drept reprezintă un studiu unitar destinat identificării direcțiilor de eficientizare a activității magistraturii prin includerea în acest proces a inspecției judiciare în contextul unei justiții independente și consolidate. Scopul și obiectivele tezei constau în cercetarea complexă a instituției inspecției judiciare și argumentarea valorii ei în procesul eficientizării activității autorităților judecătorești în dinamica unei justiții consolidate, specifice unui regim democratic de guvernare în cadrul preocupărilor teoriei generale a statului și dreptului prin intermediul clarificării locului, rolului, competenței și a principiilor de organizare și funcționare a inspecției judiciare în vederea fortificării dimensiunii sale axiologice la noile schimbări sociale. Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute în această lucrare de doctor în drept derivă din examinarea unui amplu volum de informații, precum și din argumentarea componenței organului de inspecție judiciară prin prisma exigențelor generale ale teoriei dreptului în lumina reglementărilor normativ-juridice din domeniu și în contextul transformărilor intervenite, fiind conturate noi teze și concepții menite să pună într-o nouă lumină problemele privind standardele de actualitate ale instituției cercetate în știința dreptului. S-a fundamentat din perspectiva reconsiderării funcției de control a inspecției judiciare, instituirea unui cadru
său a funcției de inspector judiciar de investigație care se desfășoare o activitate operativă. Noutatea din mersul științific se concretizează și în următoare. A fost proiectat un așa numit model a organului de inspecție judiciară prin elucidarea particularităților organizaționale și funcționale inerente unui atare organ de control judiciar. S-a dovedit eficiența în timpul inspecției, investigației, scenariul în calitate de procedeu de verificare a ipotezei și de fundamentare a concluziilor. S-a argumentat ca fiind întemeiată teza privind organizarea și funcționarea organului de inspecție judiciară și interacțiunea sa cu magistratura. Originalitatea tezei rezidă și în faptul că este consacrată problemelor actuale ale științei teoriei generale a dreptului, definind probleme de ordin teoretic și nuanțând elementele de ordin practic prin prisma reformării sectorului justiției, asigurării bunei guvernări din partea organelor de autoadministrare judecătorească. Lucrarea este elaborată în spiritul unei concepții teoretico-metodologice contemporane, proprie modelul european privind fundamentarea științifică, perioada în care se schimbă esențial rolul inspecției judiciare ca parte a sistemului de autoguvernare judecătorească, enunțate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției și nu numai. Pentru realizarea temei supuse cercetării, teza urmărește scopul de a sistematiza multitudine de opinii în vederea fundamentării unei concepții proprii punerii în practică a procedurii disciplinare, prin intermediul căreia s-a elaborat un cadru metodologic și conceptual complex, și anume în perioada când continuă reformarea sectorului justiției. În ordinea relevată de idei, spre soluționare sunt propuse anumite obiective care provin din scopul trasat și din structura tezei. Teza de doctor în drept reprezintă prin conținut și formă o elaborare meritorie, perfectată într-un limbaj academic, cu aplicarea corectă a noțiunilor și categoriilor teoriei generale a dreptului. Studierea tezei nominalizate de doctor în drept permite să constatăm reușita doamnei Crăciun Natalia în cercetarea doctrinei consacrate axiologiei inspecției judiciare în eficientizarea activității judecătorești, în cadrul noilor coordonate ale reevaluării relațiilor sociale, politice și juridice și nu numai. Actualitatea și importanța cunoașterii de conținut a evoluției instituției inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești, de înțelegere și de interpretare a standardelor de actualitate în știința teoriei generale a dreptului, este prezentă în cercetarea multidimensională nominalizată în vederea constituirii unui traseu analitic în măsură să permită deschiderea aspectelor spre o construcție integrată în cadrul sistemelor juridice a comisiilor disciplinare în condițiile globalizării mecanismelor de reglementare a procesului măsurării calității justiției. Cercetarea aprofundată și obiectivă a temei nominalizate în contextul clarificării locului organului de inspecție juridică în cadrul sistemului judiciar sub imperiul științei dreptului și a practicii juridice, precum și a noilor reglementări consacrate în legislația moldovenească, a făcut posibilă conturarea unor noi abordări în materia punerii în practică a procedurii disciplinare, cum ar fi identificarea capacităților inspecției judiciare cu privire la minimalizarea efectelor fenomenelor negative de natură a afecta magistratura și valorile ei cu impact sesizabil asupra eficienței justiției moldovenești. Lucrarea debutează cu un comportament tradițional, intitulat introducere, care corespunde exigențelor regulamentelor NACEC. Pentru a atinge scopul, doamna Crăciun Natalia pornește de la un plan bine structurat și este argumentat. Precizăm că tema tezei de doctorat corespunde specialității solicitate de către doamna Crăciun Natalia, specialitatea 55101 teorie generală a dreptului. Avem o deschidere problematică a rolului organului de inspecție judiciară și în eficientizarea activității judecătorești, spre care ne îndeamnă autoarea în teza de față.
O concepție contemporană a axiologiei inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești este expusă într-o ordine logică. În conținutul cercetării au fost identificate, analizate și interpretate prin studiu individual și procesarea științifică situația privind valoarea organului de inspecție judiciară, sporirea calității de și eficiența justiției, modul de organizare a organului de inspecție, realizarea atribuțiilor de analiză referitoare la controlul în procesul de funcționare a inspecției judiciare, precum și perspectivele de manifestare a inspecției judiciare în procesul eficientizării activității autorităților judecătorești. Studiul, din punct de vedere al teoriei generale a dreptului, privind conceptul elaborării unui model al organului de inspecție judiciară în general și al exprimării sale în realitatea juridică a Republicii Moldova în special, implică o abordare de strictă specialitate, actualitatea cercetării rezultând în special din problematica standardizării principiilor de activitate specifice organului de inspecție judiciară. Doamna Crăciun Natalia a evidențiat aportul propriu în clarificarea esenței conținutului și a trăsăturilor caracteristice de manifestare a inspecției judiciare în procesul eficientizării activității autorității judecătorești. Concluziile și recomandările sunt relevante, importante și inovative. Reușita lucrării este și în bibliografie, sursele bibliografice sunt actuale, cu diferite arealuri de cultură juridică, autonomă, franceză, engleză, rusă, etc. Nivelul de documentare a studiului de doctorat este relevant și corespunde cerințelor actuale. Interpretarea informației este originală, datele sunt convingătoare și corecte. Teza conține toate componentele recomandate. Limbajul utilizat este științific, stilistic și gramatical corect. Studierea minuțioasă a materialului disertației permite să constatăm cu certitudine că cercetările în domeniu la etapa actuală de dezvoltare, prezentarea analizei practice realizate, cât și opinia personală au fost tratate într-o bază solidă, teoretico-metodologică și documentară. Aprecierile principale și concluziile formulate. În teza de doctorat a doamnei Natalia Crăciun denotă o investigație reușită a temei, susținem deducțiile teoretice și ale autoarei care indiscutabil completează multiple lacune ce țin de tema investigată. Prezentarea grafică a lucrării și imprimarea de la calculator, plasarea în pagină, citarea corectă a surselor și referințelor bibliografice, toate corespund în temei cerințelor normative. Constatăm că doamna Crăciun Natalia a luat în considerare sugestiile, doleanțele și observațiile experților sonorizate în ședința Școlii Doctorale Științe Juridice. În încheiere constatăm următoarele. Conținutul tezei, metodele utilizate și logica expunerii materialului investigat sunt o dovadă elocventă că doamna Crăciun Natalia a realizat un studiu valoros și profund la tema abordată. Teza de doctor în drept avizată conține o rezolvare științifică nouă a unei probleme actuale, cum ar fi axiologie, inspecție judiciare și ineficientizarea activității autorității judecătorești. Noutatea științifică derivă din scopul și obiectivele tezei, concluziile rezultate, cât și informațiile sintetizate în urma cercetărilor toate, pe marginea temei sublinează semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei și pot fi utilizate atât pentru dezvoltarea problemelor nominalizate din Republica Moldova, cât și în cadrul procesului științific-didactic în universitățile de profil. Principalele conceptele tezei de doctor în drept și-au găsit reflectarea publicațiilor și comunicările științifice realizate de către autoare, care răspund exigențelor înaintate, sunt plauzibile argumentele aduse de autoare în susținerea conceptului promovat cu privire la modelul organului de inspecție judiciară. În concluzie, generale și recomandări sunt evidențiate contribuțiile științifice meritorii pentru teoria generală a dreptului și nu numai, realizate și trasate perspectivele și recomandările. Bibliografia 319 izvoare primare, lucrări 18, articole științifice, considerăm că sunt suficiente la număr pentru un asemenea demers științific. Opinăm că per ansamblu lucrarea acoperă problematica evoluțiilor recente și a aspectelor conceptuale
ale standardelor de actualitate în știința dreptului. În lucrare sunt suficiente și numeroase abordări, concluzii și opinii privind viabilitatea și viitorul fenomenului cercetat. Rezumatul tezei doctor în drept prezentat corespunde conținutului tezei și reflectă principalele concepte ale noțiunii și noțiuni ale acesteia. Autoarea denotă că studierea materialului biografic și în redactarea lucrării temeinice cunoștințe juridice și de istoria statului și dreptului și altor ramuri de drept. De asemenea, dispune de certe calități și aptitudini de cercetător, de capacitatea de analiză și sinteză, iar stilul este clar și concis. Deci, sigur că există și problematici pe care autora le va lua în considerare în viitor. Am formulat și eu câteva, trei probleme care le-am evidențiat prioritar, care pot fi puse în dezbatere, deci așa anume problema modificării procedurii disciplinare în privința judecătorilor, problema autoguvernării justiției și rolul inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești, modul de reformare a sectorului justiției, competențele organelor de inspecție judiciară. În baza celor menționate și a faptului că concluziile teoretice și recomandările practice expuse în teză reflectă aportul personal a pretendentei la titlul de doctor în drept, susțin propunerea de acum sonorizată că teza de doctor în drept, axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești, elaborată de către doamna Crăciun Natalia, în vederea conferirii titlului științific de doctor în drept la specialitatea respectivă, este actuală, originală și scopul cercetării este atins, iar conținutul și forma tezei corespund cerințelor regulamentare în vigoare. Astfel, lucrarea poate fi apreciată ca teza de doctor în drept, iar autoarea ei, doamna Crăciun Natalia, merită conferirea titlului științific de doctor în drept la specialitatea solicitată. Vă mulțumesc mult! Ceea ce privește cele sugestii și recomandări pe care le-ați enunțat acum. Într-adevăr, domnul Smochin, să știți că sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că procedura disciplinară în privința judecătorilor ar trebui modificată și eu aș opta pentru simplificarea ei din simplu fapt că ea la moment este într-adevăr destul de anevoioasă, ea implică un lanț întreg de organe. Noi vorbim de inspecția judiciară, vorbim de colegiul disciplinar, de cele colegii de contestație, din cadrul colegiului, comisiei de examinare contestațiilor, din cadrul colegiului, apoi CSM și instanța de judecată după caz. Într-adevăr, este excesivă procedura. Plus că și la nivelul acestor organe sunt reglementate sau stabilite câteva faze. Este un domeniu care ne-a preocupat și în procesul elaborării tezei, doar că volumul lucrării nu prea ne-a permis să dezvoltăm acest subiect foarte mult, dar, deși nu este, este doar o idee, câteva idei așa, nu foarte dezvoltate în teză, cum ar putea fi simplificată această procedură și ar fi, cu adevărat, zic eu, o idee de reformare, ar fi să se excludă din acest plan sau procedură disciplinare un organ, și anume colegiul disciplinar. Nu știu cât de populară ar fi o asemenea reconsiderare a autoguvernării judecătorești, palierul disciplinării judecătorilor, dar, în acest caz, inspecția judiciară ar deveni efectiv independentă funcțional, ar dobândi actele sale și activitatea sa, ar dobândi efect decisiv pentru că ar putea emite acte cu putere în domeniu, și ar fi mult simplificat. După inspecția judiciară, mai rămâne doar CSM și instanța de judecată după caz. Deci, eu vă mulțumesc pentru această sugestie și cred că ea, într-adevăr, a putea fi examinată în proiectul reformării justiției naționale. Și cred că din această perspectivă ar fi și o rezoluție pentru celelalte sugestii care se referă la problema autoguvernării justiției, că în acest mod inspecția judiciară ar avea un statut consolidat, rolul său ar fi clarificat,
dacă ar fi această funcție de inspector judecător de investigație și rolul ar fi mai clar și statutul ar fi mai consolidat și probatoriul cu care ar gestiona sau s-ar propune inspecția judiciară, evident, ar fi altul. Și atunci misiunea sa în lupta cu corupția judiciară și cu eficientizarea justiției ar fi mult mai clară. Ceea ce semne de depășire a problemelor de credibilitate, am mai vorbit la acest subiect astăzi și... Da, mulțumesc! Mulțumesc mult! Domnul profesor, a vorbit de la mine. Subiectul tezei este adică
cu a președinților lui, ci în general și a teoriei generale a dreptului în mod special. În mare parte, materialul este procesat prin metode clasice, precum analiza, sinteza, comparația, observația, metoda istorică, etc., etc., deci au avut o trecere mai largă. La fel, autoarea nu a ezitat să statuieze și asupra problematizării, reformulării problemei, evocării raționamentului demonstrativ, valorificând dreptul de abil metodă euristică, dar și scenariul în calitate de procedeu prin verificare a ipotezei de cercetare și de argumentare a concluziilor finale și a comandării. Lucrarea dovedește valoare inclusiv grație metodelor utilizate, acestea în ansamblu contribuind la proiectarea a ceea ce autoarea numește model al organului de inspecție judiciară, care de fapt reprezintă un design instituțional al inspecției judiciare prin identificarea locului în sistemul justiției, a rolului său statutar, prin verificarea particularităților organizaționale și funcționale, toate fiind în măsură a încadra efectiv inspecția judiciară în eficientizarea activității autorității judecătorice. De asemenea, spectrul metodelor valorificate a permis realizarea de către autoarea preciună a scopului și a obiectivelor tezei, rezultatele fiind reflectate într-un mod explicit și convingător în compartimentul concluzii generale și de comandă. Analiza conținutului tezei de doctor, evaluarea critică a rezultatelor cercetării, a concluziilor finale și recomandărilor, precum și a impactul acesta asupra domeniului abordat. Din punct de vedere, conținutul teza este prezătoare, consistentă, ceea ce corespunde particularităților tele a unei asemenea investigații. Acesta conține 242 de pagini, dintre care 212 pagini de text de bază. Numărul de 3900 surse bibliografice, doctrină și alte normative juridice, naționale, străine și internaționale, în limba română, engleză, rusă, franceză, este un moment destul de important. La realizarea tezei s-a ținut cont de cerințele față de conținut. Asta lucrarea conține anotare în baza reperilor obligatorii cu referire la structura tezei, videolor cheie, scopul, tipii notate, organizarea ceea ce ține de originalitatea științifică, rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante, semnificația teoretică, valoarea aplicativă, implementarea rezultatelor științifice, lista abrevierilor, etc., etc., care se axează pe argumentarea actualității temei, importanței problemei abordate, descrierea situației în domeniul de cercetare, scopul și obiectivele tezei, identificarea problemei științifice și a ipotezei de cercetare, etc. Patru capitole și un compartiment final, concluzii generale și recomandări. Capitolul 1 reprezintă o inițiere tematică privind calitatea de ființa justiției, precum și rolul inspecției judiciare în obținerea și consolidarea acestor indicatori, raționament de fiind fundamental de atât pe doctrină, cât și pe standardele internaționale relevante promovate de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, de Consiliul Internațional pentru Excelență, curților și alte instituții. Încadrarea organului de inspecție judiciară în eficientizarea justiției este dezvoltată de autoare prin intermediul, prin diferite interpretări, discuții, proprii, doctrina juridică și instrumentele internaționale pertinente fiind citate la acest capitol. Capitolul 2 este focusat pe examinarea aspectelor organizatorice, specifice inspecției judiciare, precum și pe statutul inspectorilor judiciare. Sunt clauzele cu privire la componența numerică și substanțială a inspecției judiciare, anume în abordare conceptuală, specifică de origine generală a dreptului. Acestea completează cercetările privind misiunea organului de inspecție judiciară în calitate de organ de control a magistraturii cu competențe importante în domeniul disciplinei judiciare al verificării activității organizatorice a instanțelor de judecată, al apărării reputației judecătorilor, a imaginii și independenței justiției
trage comand prin prisma capacității valorificării către subiectul menționat, se adăugă discreționar pozitiv în executarea atribuțiilor sale. Este remarcat că un rol esențial în acest proces îl are activismul juridic, educația juridică, cultura și justiția juridică profesională a tuturor actorilor din justiție, opiniile fiind bine argumentate și convingătoare. În capitolul 3, autoarea examinează modul de funcționare inspecției sociale prin explicarea modului de exercitare a competențelor statutare de către inspecția socială națională. Este evidențiată valoarea incontestabilă a principiului independenței decizionale și funcționale a judecătorilor și a autorității lucrului judecat, acestea limitând verificările și controlele existate de inspecția șară la strictă activitate de inspecție, fără a fi admisă amestecul în înregistrare mijlocită a actului de justiție. Dar în capitolul 4, autoarea generalizează căile prin care inspecția șară poate contribui la eficientizarea justiției și face tentativă proiectării unui așa numit model a inspecției judiciare prin elucidarea particularităților organizaționale și funcționale. Sunt demonstrate capacități pronunțate de cercetători, ori rezultatul proiectării modelului organului de inspecție judiciară este subliniat faptul imposibilității funcționalizării unei inspecții judiciare perfecte din cauza diversificării sistemului judiciare în care acestea funcționează, dar și a realității social-politice și juridice apar de în continuă schimbare, ceea ce justifică necesitatea adaptării soluțiilor identificate de faptul decizional cu referire la reformarea justiției, la conjunctura social-politică și juridică concretă într-o perioadă de timp anumită. La fel este de bună dreptate argumentată de implicării autoguvernării judecătorești, deși și la inspecții judiciare în acest proces. Conținutul lucrării finalizează cu un compartiment dedicat concluziilor generale și recomandărilor. Acestea sunt structurate logic și reflectă nemijlocită realizarea scopului și a obiectivelor lucrării. Chiar dacă unele dintre concluzii ar putea genera discuții în mediul profesional juridic, ceea ce este o normalitate, pentru discuții științifice sau într-o asemenea lucruri, în special în domeniul social și discutat în domeniul juridic nasabil, ele sunt convingătoare, explicații detaliate, argumentate pentru fiecare concluzie, regăsându-se în conținutul lucrării, în publicațiile științifice ale autoarei care, la fel, sunt utilizate și cu democrație. Apreciez cu privire la caracterul de noutate al cercetării, contribuția personală a autoarei, originalitatea și profunzimea discursului științific. După cum am menționat, SUCTA, pentru elaborarea tezei de către doamna Crăciunul Natalia, ea a studiat un areal vast de surse bibliografice, însă lucrarea nu se rezumă la comasarea materialului studiat, care prezintă un rezultat inedit al muncii creative a autoarei care a lansat propriile opinii de argumentare pe prisma elementelor normative juridice naționale și internaționale, pe prisma specificului local în domeniul social, juridic, cultural, etc. Contribuția personală la nivel de conținut este substanțială, ceea ce conferă lucrările originalitate și abordare individuală. În general, subiectul privind modul de organizare funcționare a inspecției judiciare și cu atât mai mult privind axiologia inscripției judiciare în eficientizarea activității judecătorești este tratat primar în literatura juridică autohtonă și străină, studii complexe pe acest segment metric publicat. Astfel, caracterul de noutate și de originalitate este evident, firesc și insultabil. Mai mult ca și problema față, s-a încercat proiectarea modelului unei inscripții judiciare eficiente, în special în arealul responsabilizării judecătorilor prin prisma desfășurării investigațiilor preliminare în cazul examinării sesizărilor privind disciplina judiciară. Suplimentar, s-a insistat și asupra reconceptualizării funcției de control a inspecției judiciare prin
credere către inspectorul ceal de investigație. Autoarea argumentează necesitatea și oportunitatea unui asemenea noi funcții în cadrul inspecției judiciare, a unor competențe specifice de exercitare a unor verificări operative cu scopul valorificării eficiente a capacităților acestor la cu responsabilizarea obiectorilor în special prin aplicarea preventivă. Ceea ce evidențează în mod constant autoarea este faptul că reformele în justiție trebuie planificate strategic prin implicarea în respectivul proces a reprezentanților justiției însăși, aceasta fiind esența autoguvernării judecătorii. De asemenea, acest moment se pune în calitatea legii, reformarea inițială și continuă a judecătorilor, a inspectorilor judiciari și, în general, a tuturor actorilor din sfera justiției, de cultura și conștiința juridică profesională și de comunicarea interprofesională ca element al managementului cunoștinței. Doar în acest mod, argumentează autoarea, organul de inspecție judiciară poate fi eficientă în executarea verificărilor și controlelor, în scopul eficientizării de ansamblu activității autorității judecătorești. Implicarea sinergică a tuturor reprezentanțelor profesiei juridice, inclusiv prin dimensiunea operațională a eficientizării justiției, poate avea un impact pozitiv asupra cursului reformării justiției naționale. Aprecieri cu privire la stil, claritate, precizia exprimării, corectitudinea descrierilor preocupate și aspecte în ordine formal. Piesa este elaborată într-un stil concis, clar, corespunzător lucrărilor de acest nivel. Din punct de vedere structural și tehnic, ea corespunde cerințelor promovate de Agenția Națională de Asigurare Calității și Comunicație și Cercetare. Există suficiente referințe bibliografice la surse publicate și alte normative juridice, la publicații ale autorului, dar și la publicații științifice ale conducătorului științific Andrei Necu, după cum este profesorul universitar, care este inițiatorul și promotorul conceptului de consolidare a justiției. Teza de doctor analizată este plasată foarte reușit, anume din segmentul consolidării justiției, prin un fel de afluent al acestui concept în cadrul științelor cercetării în general și în cadrul proiectului general al dreptului în mod special. Aprecieri cu privire la corespunderea rezumatului cu conținutul tezei. Rezumatul este un document de limbă română și engleză, reprezintă o sinteză a conținutului tezei, fiind axat pe realizarea succintă a celor mai importante realizări. Din punct de vedere structural, este un document corect, asta este poziția noastră. Direcția de cercetare pasibile de problematizare și de examinare suplimentară complexă. Dar fiind faptul că este o lucrare care trebuie să deschidă noi căi de cercetare științifică a fenomenului de cercetare și corespunzător al axiologiei inspecției judiciare în eficientizarea justiției, este firesc ca anumite opinii, concluzii, formulate de autoare să genereze discuții între teoricieni și practicieni în drept. Recomandăm autoarei să continue activitatea de cercetare cu aceeași dedicație în vederea problematizării și identificării de soluții în următoarele direcții. Și anume, examinarea capacităților reale ale inspecției și are calitate de organ specializat al Consiliului Superior al Magistraturii de a deveni actor activ în implementarea politicilor anticorupție judiciară, atât din punctul de vedere al dreptului pozitiv, cât și din perspectiva influenței generate de factorul politic. Următor, oportunitatea simplificării procedurii disciplinare privind judecătorii, inclusiv în ceea ce privește funcționalitatea instituțională, în vederea centizării procedurii însăși și fortificării în acest mod a credibilității sistemului organelor de autoritate judecătorească. Examinarea oportunității reducerii competențelor inspecției judiciare la nivel național în scopul sporirii performanței acestei entități pe dimensiunea responsabilității disciplinare a judecătorilor. Sperăm că autoarea va continua activitatea de cercetare în direcțiile enunțate și va reuși să detecteze noi metode de implicare inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității
pentru a accentua perspectiva geologică a regiunilor identificate și perspectiva de deformare pe această cale a teoriei generale a dreptului. Concluzia cu privire la susținerea tezii președinței, în baza celor relatate, reiterăm valoarea participantului la lucrurile și recomandăm pentru susținere publică cu sinceritate și maximă obiectivitate teza de doctor la tema axiologie în stil social în decentrarea puteții autorității de preșa, specialitatea 5.1, teorie generală a dreptului și acordarea urbanei, doamne trecim în Natalia, a titlului de doctor în drept. A fost semnată în Cercun, Sfântura și Cantila și tot ce se fie prezentat din timp. Încă o dată vreau în concluzie să susțin și poziția proprie, dar în același timp care corespunde cu a profesorilor, colegilor mei care au deja au vorbit imaginea lucrării referatele lor de analiză și exact aceeași poziție am și eu personal. Și doresc succes în continuare. Mulțumim, profesor. Doamna Călătăniș. Doamna Bornică, vă mulțumesc mult pentru argumente atât de consistente și pentru cuvinte frumoase în raport cu lucrarea. O să încerc să răspund și la cele sugestii și recomandări pe care le-ați menționat domnia voastră. Cred că parțial ele corespund cu anumite obiecții și sugestii care au fost din partea domnului doctor profesor Arama Elena și domnul doctor profesor Răspuchin Andrei și încerc să nu mă repet la acest capitol. Dar în ceea ce privește capacitatea efectivă organului de inspecție judiciară să exercite verificări și controle calitative, inclusiv ținând cont de influențele factorului politic care nu pot fi evitate, cred eu, nici într-un sistem juridic, zic eu că pentru a riposta factorului politic, inspecția judiciară trebuie să fie un organ puternic. Și ca să fie un organ puternic, trebuie să aibă niște garanții statutare stabilite prin lege și funcția sa de control totuși ar trebui reconsiderată. De asemenea, recomandările și concluziile care pot deja vă citerate referitor la modalități de reorganizare sau de schimbare a funcționalității inspecției judiciare ar putea contribui și pe acest segment de luptă, să nu se lase influențată de factorul politic. În ceea ce privește sugestia privind oportunitatea simplificării procedurii disciplinare prin judecătorii, cred că am răspuns deja la această întrebare și da, este un segment, într-adevăr, care merită cercetare ulterior. Și în ceea ce privește sugestia examinării oportunității reducerii competențelor inspecției judiciare, să știți că adevărat nu am reflectat acest aspect în teză, ne-am focusat mai mult pe ideea majorării componentei numerice a inspecției judiciare care poate realiza plenar toate competențele atribuite de lege la nivel național, pe când, într-adevăr, cred eu că aveți mare dreptate că doar trebuie schimbate accentele și trebuie reproblematizată întrebarea și poate, într-adevăr, dacă s-ar reduce acele competențe din atribuite inspecției judiciare, ar putea fi consolidată modalitatea inspecției judiciare. Totodată, de ce nu am venit cu această idee pentru modificarea tehnică, am pornit de la o anumită realitate, de la competențele pe care le are inspecția judiciară la nivel național și ele, în principiu, nu contravin standardelor internaționale inerente unui asemenea organ de control. Dar, iarăși, sunt și eu de acord că este un aspect discutabil pentru viitor. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, mă rog, că revedere de aici ceea ce am trebuit în analiză, să prindem din și evaluarea noastră o scurtă al lucrurilor. Trecem la dezbatere. Întrebăm cei prezenți în sală, cei care sunt conectați online, care doresc să se expună asupra subiectului discutat astăzi, temei, teze și conținutul acestuia. Vă rugăm să ne anunțați, să vă oferim o posibilitate de a vă expune. Totodată, eu ca persoană
cercetător, prezent la susținere de astăzi și cea care am asistat pe, de la etapă la etapă și evoluția doctorandei și având și o anumită responsabilitate față de ședința de astăzi, față de doctorandă și având lucrarea din timp. Am citit și eu această lucrare, am răsărit cu atenție și rezumatul care, reflectând o calitate conținută lucrării, și dacă îmi permiteți, am să vă spun și eu, să încerc să fiu foarte sucintă, să parcurg cu exactitatea, dar ele toate se încadreze acele componente care sunt prezente de procedură cu referire la evaluare și analiza lucrării în cauză. Deci, atât în început vreau să spun că Natalia Crăciun s-a făcut vizibilă în activitatea științifică a facultății noastre și, totodată, din momentul în care a venit la doctorat, a devenit și persoană care a fost apreciată de fiecare dintre noi pentru implicare, pentru atitudinea serioasă pe care a dat-o dovadă față de responsabilitățile sale. În același timp, aș vrea să spun că această formulă a tezei pe care și-a asumat-o, eu cred că a fost o provocare. Deci, provocarea cea mare, în opinia mea, este ca să pui în fața temei de cercetare termenul axiologiei, care este în opinia mea, este o importanță extraordinară, o veră domeniului, dat fiind faptul că încerci să oferi un avans unui domeniu care a reușit în timp să aibă multe semne de întrebare, atât din partea profesioniștilor, cât și din partea mediului academic și a societății. De aceea vreau să spun că problematica conținută în teza de doctorat elaborată de către Natalia Crăciun este un subiect extrem de important în condițiile în care Republica Moldova, urmă cu 30 de ani în urmă, calea democrației și a statului de drept, prin aceasta, în același timp, asumându-și garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale a intereselor cetățenilor săi. Și în această perioadă și acest parcurs deloc simplu pentru Republica Moldova, caracterizată de o tranziție prelungită spre domnia dreptului, așa cum scriu mulți dintre autori atunci când vorbesc despre democrație, statul de drept și justiție, în societate din ce în ce mai frecvent s-a accentuat nu doar nemulțumirea și neîncrederea crescândă în instituții, dar și s-a aprofundat nihilismul. Iar printre cele mai contestate domenii rămâne a fi justiția, care, după cum indică și autoarea lucrării, este raportată și identificat corupția, lipsă de integritate și ineficiența procedurilor judiciare. Totodată, multiplele reforme inițiate fie au ieșuat, fie nu au fost duse până la capăt, sau avem și situația în care au fost inițiate pentru a fi înlocuite cu altele. Ca rezultat, s-a ajuns în situația în care sectorul justiției este contestat pe multiple planuri și aceste planuri în care ei sunt contestate politic, social, juridic, deci se regăsesc tratate și în lucrare, dar cel mai grav este contestarea care este din punct de vedere valoric. Deci acesta, de asta și spuneam la începutul intervenției mele, că este o provocare ca să pui în genericul unei probleme științifice pe care ți-o asumi. Deci acest aspect care este destul de vulnerabil în condițiile actuale. Deci ceea ce se încadrează într-o viziune mult mai largă, cea a unei axiologii, care regăsită în formula genericului tezei, doctorandii de astăzi accentuează un aspect esențial pentru spațiul juridic național, conștientizarea necesității revalorizării dreptului, și aici, în întâmplător, am folosit acest termen revalorizare, particular a sistemului judecătoresc în particular. Deci, mai mult ca atât, nu poate fi pusă în discuție justiția ca valoare în sine, în condițiile în care aceasta nu doar că nu se bucură de încredere, dar și este caracterizată de lipsă de eficiență. Și iată, aceste două componente esențiale, deci sunt formulate ca problemă științifică în timpul cercetării și care sunt dezvoltate în conținutul lucrării și analizate.
Totodată incontestabil este că instanțele de judecată trebuie să corespundă anumitor criterii de calitate și eficiență, precum și că există la moment multe vulnerabilități ale sistemului și sunt necesare eforturi de identificare a căilor de eficientizare a acestora. În aceste condiții este necesar, în opinia mea, un efort orientat spre un salt calitativ. Sunt necesare indicații multiple. Deci, în această direcție, voi indica atât voință internă, cât și implicare și expertiză pe primul extern. Deci, nu întâmplător am adresat acea întrebare mai sus în cazul dezbaterilor. Și iată că raportat primei dimensiuni acestor necesități și acestui salt calitativ despre care îi vorbesc, autoarea indică că Inspecția Judiciară Națională, deținând competență de analiză, verificare și control în domeniul particular de manifestare a justiției și bucurându-se de autonomie funcțională, are un rol substanțial în asigurarea bunei autoguvernări judiciare și, în același timp, constatare foarte bine, deci menținută pe întreg parcursul lucrării, cu care nu putem să nu fim de acord. Deci, astfel, prin implicit, eficiența justiției este independență, chiar dacă în formulă mijlocită de eficiență și funcționalitate inspecției judiciare. De aceea, deci, în timpul analizei realizate sau expunerii sau modalității în care ați încadrat în conținutul lucrării activitatea inspecției judiciare, prin prisma diverselor formule de relaționare, se accentuează posibilitatea și capacitatea acesteia de a contribui la minimalizarea efectelor fenomenilor negative de natură a afecta magistratura și valorile conexei cu impact sesizabil asupra eficienței justiției naționale. Astfel, funcționând în calitate de organ specializat al Consiliului Superior al Magistraturii și bucurându-se de autonomie operațională, deci Inspecția Judiciară are un rol important atât în raport cu sistemul judecătoresc, cât și în raport cu societatea, contribuind la creșterea autorității și a valorii profesionale în Republica Moldova. Și atunci când ați invocat, chiar la început de lucrare, că realizați un studiu multidimensional prin abordări interdisciplinare, ceea ce dă o doză de complexitate din start demersului științific, reușiți să-l mențineți și să-l dezvoltați, care se regăsește și în conținutul lucrării, cât și în concluziile și recomandările pe care le aveți pe finele lucrării. Deci, mai mult ca atât, cel puțin din perspectiva mea, este apreciabil și formula sinergică în care este abordat subiectul analizelor din conținut. Și totodată, chiar dacă la nivel de reglementare, subordonarea organizațională față de Consiliul Superior al Magistraturii nu afectează capacitatea inspecției judiciare de a-și exercita competențele în mod independent, totuși, la nivel funcțional, sunt înaintate pretenții pe această dimensiune. Astfel, deci voi menționa că analiza cantitativă și calitativă activității inspecției judiciare prin perspectiva conjugată a eficienței și valorii acestea exprimă necesitatea canalizării eforturilor spre responsabilizarea judecătorilor, precum și garantarea la cel mai înalt nivel a independenței judiciare și la fortificarea imaginii de ansamblu a magistraturii. Ceea ce indică, odată în plus, necesitatea unei viziuni complexe, strategice, în condițiile concrete a Republicii Moldova, care prin intermediul diverselor măsuri orientate spre creșterea profesionalismului ar determina revalorizarea întregului sistem judecătoresc, ceea ce spuneam, anume formula revalorizării, o văd eu adecvată în raport cu subiectul pe care l-am tratat. În această perspectivă, valorizarea actului de justiție prin raportare la principiile statului de drept este o asumare, probabil că conștientă, responsabilă, dar absolut necesară, care este orientată ca finalitate spre schimbarea la fața justiției moldovenești și schimbării pozitive în raport cu statutul actual al judecătorului, ceea ce ca finalitate trebuie să reușim să realizăm. Astfel, caracterul complex al activității de cercetare asupra temei, dar este dictat acest caracter complex de analiză și
de abordare multilaterală și de caracterul complex al justiției în sine, percepută din perspectivă procesuală, face loc analizelor și determinării locului fiecărei etape și fiecărui actor individual. Astfel, conștientizând rolul și verita importantă în calitatea justiției a inspecției judiciare, în creșterea eficienței justiției pe ansamblu și se accentuează rolul acestea în consolidarea justiției, clarificarea locului, rolului, competenței și principiilor de organizare și de funcționare ei. Deci toate acestea sunt anumite idei care au fost extrase în rezultatul lecturii lucrării pe care dumneavoastră ați elaborat-o. Totodată vreau să accentuez câteva aspecte sau pași concreți pe care i-ați menționat și sunt sesizabile în lucrare. Printre acestea vă atrage atenția la necesitatea unei metodologii variate și complexe de măsurare a calității, eficienței și performanței judiciare. Un alt aspect este indicat, este necesitatea identificării unor direcții concrete de eficientizare a activității magistraturii în realitatea națională prin includerea în acest proces a inspecției judiciare, proiectarea unui posibil model de organizare a activității inspecției judiciare prin elucidarea particularităților organizaționale și funcționale acestea, dar numai puțin importantă este și analiza și atitudinea critică a autorului, prezența propriei opinii, inclusiv a primării lingvistice de utilizare a termenilor adecvați și care să reflecte cu exactitate problematica asumată ca cercetare. În raport cu metodologia asumată și utilizată, consider că este una adecvată, argumentată, reieșind din diversitatea surselor utilizate și din scopul și obiectivele pe care și le-a pus în fața autorului. Sursele sunt destul de diversificate, așa cum am menționat și referințe oficiale. Publicațiile sunt reprezentative pentru cercetare. Conceperea calitatea textului lucrării rezultă din structura și conținutul ei care exprimă logica discursului științific și prezintă în același timp etapele investigațiilor științifice realizate de către doctoranda Natalia Crăciun. Structura lucrării în formula prezentată permite în linii generale dezvoltarea problemei cercetării în mod logic și coerent, care reunește elemente tematice într-un tot unitar. Ca rezultat, pe post de concluzie indicăm lucrarea este o cercetare închegată, coerentă, argumentată, ținută științifică și am putea spune impecabilă și cu un limbaj adecvat celor de cercetare științifică. Totuși, aș menționa că această lucrare este o piesă a unui puzzle care are nevoie de completări. Și aceste completări trebuie să fie adecvate și necesare, astfel încât să putem cu adevărat să vorbim despre valoarea în sine a justiției, văzută ca o valoare mijloc pentru realizarea valorii scop a statului de drept și democrației în Republica Moldova. Anume, din acest considerent, consider teza de doctorat elaborată de Natalia Crăciun, face loc pentru o perspectivă nouă și pentru acele puzzle-uri care trebuie să urmeze și să completeze această imagine a justiției și cu o creștere calitativă și imagine pozitivă pe plan național. Deci aici vorbim despre niște subiecte care la prima vedere apărea a fi niște subiecte obișnuite care au fost trecute prin filiera sau prin prisma abordărilor științifice, dar ele sunt necesare pentru o viziune nouă, adecvată necesităților actuale a Republicii Moldova. Acestea fiind spuse, susțin acele opinii care au fost prezentate de vorbitori și, cu adevărat, este o lucrare care merită a fi promovată și este o lucrare care trezește interes și probabil că sunt mulți care ar putea să se expună și să vină cu analize critice, de ce nu, asupra acestui conținut. De aceea, eu apreciez rezultatul obținut de doctorandă, felicit pe această care și conducătorul științific, probabil că traseul pe care și l-a asumat dumneavoastră și prin continuitate, prin
astfel de probleme care sunt importante pentru doctrina națională, deci vor contribui la dezvoltarea științei juridice și, în particular, vor aduce un suflu nou pentru, ca tematice, ca domenii pentru cercetarea științifică juridică. Și rog cei prezenți, Natalia, dacă aveți, pentru că am deschis câteva paranteze cu sugestii, sigur că pentru cercetare dumneavoastră aveți în viitor mult timp ca să reușiți să faceți aceste lucruri. Dar ca să oferim posibilitatea și altora să vorbească. Mai sunt... Da, doamna, doamna Vornic, vreați? Imediat, doamna Vornic, să conectăm sunetul. Natalia? Da? Da. Expediem în poștă electronică toate actele și o să rugăm să reveniți și tot pe poștă să ne expediați înapoi. Da, atâta timp cât se dezbate de... Da. Dar eu stau să mie la o sumă. Mulțumim. Vă rugăm. Mai sunt persoanele conectate online. Este cineva care vrea să se expună? Nu, eu am să vin. Nu văd deocamdată nimeni. Îi oferim dumneavoastră, domnul Pantea. Nu, deci până la vize trecem imediat. Sunt și vize la care au venit în formă scrisă asupra lucrării. Și dacă nu sunt... Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat. Eu vreau să vă spun că am citit cu mare plăcere conținutul tezei prezentate de doamna Natalia Crăciun. Și întind toate ipotezii campionate de la niște idei care pe mine mă deranjează, dar nu în teză, dar în comunitate. Eu cred că absolut toată lumea s-a săturat în ultimii ani să vorbească despre reforme. S-au săturat și oamenii, s-au săturat și societatea civilă, s-au săturat funcționarii și toți cei care au făcut o reformă deja devine ceva care te zgârie la ureche. Doamna profesor a punctat foarte important că independența judecătorilor trebuie cumva trebuie să fie însoțită și de responsabilitate. Pentru că dacă ne limităm doar la elementul de independență și nu este responsabilitate, justiția riscă să acțiunile lor să fie transformate în niște acțiuni salvovolnice. De asta judecătorii trebuie să fie responsabili. Și inspecția judiciară tocmai vine ca să soluționeze problema. În esență, societatea, comunitatea, de fapt, pe oameni nu prea îi interesează toate lucrurile astea la nivelul superior, dezbateri pe la Consiliul Superior al Magistraturii, conflicte pe la Curtea Constituțională, mă refer la conflicte de lege. Pe toți interesează ca omul simplu să iasă împăcat în instanța judecată, că nu pentru un accident rutier îl poartă 3-4 ani de zile, ca omul să-și poată recupera prejudiciul în ipotază de victimă. Și tocmai inspecția judiciară vine alături de alte structuri care Consiliul Superior al Magistraturii, care să pună la respect, să faciliteze procesul de funcționare a justiției a judecătorilor. Cu referință exclusiv la teză. Teza Nataliei, vreau să vă spun că are conține studii științifice fundamentale în ceea ce privește rolul, valoarea programului de inspecție judiciară în eficientizarea activității autorității judecătorești. Totodată, vreau să vă zic că am apreciat care a fost gradul de încadrare în cerințele înaintate la nivel internațional, la fel și propunerile înaintate de doamna Natalia Crăciun. Natalia Crăciun, vreau să menționez că a prezentat și un șir de publicații cu studii impresionante. Ba chiar mai mult vreau să vă spun că aș publicat materiale științifice cu reviste indexate în bazele date Scopus, care sunt de o valoare destul de înaltă. Vreau să menționez și respectarea
cerințelor de tehnică adaptare în conținutul lucrării, în conținutul tezei. Nu putem trece cu vederea și suportul metodologic, materialul lucrării fiind bazat pe metoda logică, pe metoda comparativă, care au fost specifice cercetării juridice și, desigur, care au fost fundamentate pe discursul argumentativ. Se atestă și natura interdisciplinară a cercetării efectuate de Natalia Crăciun prin examinarea unor subiecte care se află la cotară dintre drept, dintre economie și acum aici mă refer la reperele de calitate și de eficiență în justiție fiind inspirate din sfera economică, mă refer la aspectele de psihologie atunci când s-a justificat necesitatea de a percepe niște așteptări ale utilizatorilor din perspectiva calităților umane. În concluzie, vreau să menționez că lucrarea doamnei Natalia este elaborată de o calitate înaltă și merită a fi apreciată. În ultimul rând, vreau să mai precizez ceva. De fapt, poate de asta trebuia să încep. Eu sper foarte mult într-o bună zi ca lucrările intensiv și care au fost discutate pe la comisiile de doctorat, tezele de doctorat, tezele de doctor de abilitate, să nu se oprească plasarea pe pagina oficială a CERT-ului. Cred foarte mult ca lucrările științifice să ajungă la autoritățile responsabile de procesul de îmbunătățire a activității justiției și nu doar să rămână pe rafturi prăvuite, dar să fie aplicate. Pentru că de-a lungul anilor, dacă deschizi pagina oficială a CERT-ului, a CNA-ului, cum era înainte, există o mulțime de lucrări științifice, destul de bune, care ar putea fi utile atât la etapa de elaborare a actelor normative, cât și în procesul de aplicare. Sunt multe lucrări care pot fi utilizate în procedurile operaționale ale instituțiilor, dar, din păcate, nu prea apelează funcționarii la procesul de cercetare. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne. Mai sunt, din câte înțeleg, nu sunt, atunci dăm știrea vizelor, concluziilor, probabil, nu are vizelor, care au venit la lucrare. Doamnă președinte, comisiei, stimați membri comisiei, în adresa comisiei doctorat au fost recepționate 3 avize. Prima avize este din partea doamnei Ioana Chironeț, inspector judecător principal al inspecției judiciare. Concluzia doamnei Chironeț este că inspecția judiciară este încrezătoare că lucrarea va fi apreciată în NAP la susținerea publică, iar Natalia Crăciun se va bucura de obținerea titlului de doctor în drept și va manifesta în continuare interes pentru fortificarea capacităților a imaginii și a credibilității publice a inspecției judiciare și prin eficientizarea justiției în general. Un alt aviz am recepționat de la doamna Veronica Mihailov Moraru, secretar de stat la Ministerul Justiției Republicii Moldova. Concluziile doamnei Mihailov sunt că lucrarea examinată prin actualitate, originalitate, valoare teoretică și aplicativă corespunde exigențelor unei teze de doctor, iar autoarea Natalia Crăciun merită conferirea titlului de doctor în drept. Și un al treilea aviz a fost recepționat de la domnul Vecislav Zaprojan, care este decanul Facultății de Economie Generală și Drept al Academiei de Studii Economice. Concluzia domnului Zaprojan este că teza este prinzătoare după conținut, este structurată după un plan judicios, opiniile sunt argumentate având la bază reglementările normative internaționale și naționale, dar și un suport doctrinar solid. Toate acestea conferă originalitate și complexitate, autoarea fiind demnă de a fi acceptată spre prezentarea publică a tezei, în vederea conferirii titlului doctor în drept, la rândul său lucrarea ar putea prezenta interes pentru examinare și discuții în cadrul studiilor de licență și de masterat în instituțiile superioare de învățământ. Atât, doamnă președinte. Mulțumim și pe final oferim cuvântul protocolului științific, domnul doctor Cabinetat, profesor universitar Andrei Mâine. Să vorbesc la cameră sau așa? O cameră, da. Aici la cameră, da? Da, pune stați. Stimați membri ai Consiliului, stimați domnul președinte, domnul secretar, onorați oponenți, onorați asistenți care stau în sală și conectați la ședința noastră de astăzi. Ce vreau să vorbesc în calitate de comunicator științific? În primul rând menționez că
Doamna Crăciunu a participat și a realizat teza încă a unui proiect de cercetare aprobat de Ministerul de Resort, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. De atunci, respectiv, am elaborat, care a fost elaborat de mine și care mi s-a atribuit în calitate de conducător științific. Respectiv, atunci, în 2015, când am mers cu acest proiect, n-am bănuit cât de actual va fi tema abordată și domeniul abordat la etapa contemporană a realității naționale. Inspecția judiciară, în opinia noastră, este un punct cheie în domeniul atât a consolidării, cât și a eficientizării justiției naționale și numai naționale. Adevărat, nu este un model clasic, uniform, în lumea contemporană a inspecției judiciare, însă cu doctoranda am mers pe o cale de cercetare pragmatică, pentru că dumneavoastră a realizat mult mai mult, a scris decât limitele lucrării respective, mult mai mult. Eu cred că are două lucrări de la strânsă în format, adică a scris. Noi mult am gândit și am discutat referitor la obiectivele care trebuiesc realizate în cadrul acestei lucrări. Vedem că s-a primit o lucrare interesantă, s-a primit o lucrare actuală, pentru că inspecția totuși este un moment, o instituție cheie în domeniu. De ce? E atâta simplu, pentru că realitatea noastră națională, în realitatea noastră națională juridică, inspecția judiciară este așa, relativ reglementată, cu niște reglementări destul de ambigue în legea, în legea privind la procesul superior al magistraturii, acolo sunt 2-4 articole, îmi pare că acum, în rest, activitatea este reglementată printr-un regulament adoptat de CSM. Inspirându-se dintr-un regulament a vecinilor noștri din România, totuși, până la urmă, noi avem o realitate alta care de aici a trebuit pornit și de a reformula arhitectura juridică a instituțiilor autorității judecătorești. Vreau să menționez că în România nu este colegiu disciplinar. Natalia a vorbit așa subtil de lucrurile acestea, dar de aici rezultă din cercetările doctorandei realizate acum, rezultă în mod direct și franc. Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, el este în plus. El nu mai aglomerează și întinde procedurile aflate în examinare și respectiv, tot din considerentul ăsta, noi vom găsi necesitatea de a crește anume rolul inspecției judiciare și a continua întrebarea dată de doamna profesor Aramă, oare este oportun sau nu discos acești 3 ani. Acești 3 ani au fost puși tot ca niște subtilități în reglementările noastre, ca unii judecători care ies la pensie să meargă liniștit, să activeze în domeniu, să primească un salariu de funcție și totodată de acolo nimeni nu spune că el primește și pensia. Asta sunt un unic domeniu unde judecătorii pensionari activează 7 ani sau cât acolo, 6. Da, 7. Și totodată primesc și salariu și pensie. Eu nu spun că valoarea respectivă de activitate nu e bună. Dar eu menționez că reglementările naționale au determinat așa niște locuri confortabile, dar nu în activitate de eficiență. Pus la faptul, adevărat este că tot la fel doctoranda a vorbit foarte subtil, dar așa, noi am discutat mult prin momentele date că modul de selectare a judecătorilor în inspecție, a membrilor în inspecție, în modul de alegere a președintelui, a inspectorului superior, a inspectorului principal, îmi cer scuză, el este destul de transparent. Plus la faptul, activitatea practică a inspecției identifică anumite confuzii, anume prin reglementările ambigue care sunt. Poate oare inspecția judiciară să conteste o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, dacă inspecția activează pe lângă și spune. Adică sunt niște lucruri care, și de aici apare întrebarea, este oare inspecția judecătorească sau
picioare, cu la noi, iarăși cu problemă de formulare în regulă, la care doctora am dat atras atenția, este oare ea independentă, într-adevăr, sau nu? Adică sunt domenii și anume segmentul acesta de responsabilizare a judecătorilor, a magistraților, un element cheie este anume inspecția și direcțiile de activitate a inspecției, ele rezultă din obiectivele și competențele Consiliului Superior al Magistraturii, până la urmă, cu particularitățile specifice. Și când am identificat noi aceste competențe sau direcții de activitate, ar trebui inițial să ne aprofundăm și să identificăm, să precizăm, să concretizăm, să ajustăm la cerințele contemporaneității, anume competențele Consiliului Superior al Magistraturii inițial. Și respectiv, după aceea, să mergem și la inspecția judecătorească. În rest, vreau să menționez că doamna Crăciun a făcut un lucru foarte bun, un efort foarte, foarte demn de admirație și apreciere. Lucrarea, într-adevăr, reieșind și din recenzențe care au vorbit și membrii Consiliului și la alte etape, într-adevăr, este una din valoare. Noi acum nu vorbim cu cuvinte formale, cu fraze formale, dar este adevărat că este o pistă și un domeniu foarte interesant de cercetare și, cum a spus domnul Pantea, el este ar fi foarte util ca o etapă inițială de implementare a unor, hai să spunem, reforme, reevaluări, dar în cazul dată, totodată, o inspecție judiciară puternică reduce la zero o evaluare externă. Și dilema noastră actuală, ea are dreptul la existență. Pentru că însăși inspecția nu este atât de puternică și capabilă de rândul Consiliului Superior al Magistraturii, asta eu îmi permit să spun, ca doctoranda nu își permite, de a avea capacitatea. Nu sunt la moment funcționale, atât de funcționale, ca să fac o așa, o revizuire, o reevaluare a corpului magistraturii. Vă mulțumesc. Mulțumim, profesor. Acum trecem la procedura de votare și de apreciere. Deci cei care nu sunt membri, nu dumneavoastră sunteți membri, dumneavoastră votați de dreptul de vot și totul procedurilor. Membrii rămân doar pe vindem, dar și persoanele care sunt prezente în sală. Stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, anunțăm rezultatele votării, deci conform procesul verbal, deci a comisiei care a evaluat teza de doctorat elaborată de Natalia Crăciun pentru obținerea titlului de doctor în drept cu tema tezei axiologie, inspecție judiciară, în eficientizarea activității autorității judecătorești, în componența președintea Comisiei Rodica Ciobanu, doctor habilitat conferențiar universitar, conducător de doctorat, doctor habilitat profesor universitar Andrei Negru, referenți oficiali, doctor habilitat profesor universitar Arama Elena, domnul doctor habilitat profesor universitar Smochin Andrei, doctor habilitat, profesor universitar, domnul doctor, domnul Gheorghe Avornic și secretar științific al comisiei, domnul doctor, conferențiar universitar, Oleg Pantea. Deci, conform procesului verbal, membrii Comisiei de Susținere Publică a Tezei, evaluând teza de doctorat cu tema axiologie, inspecție judiciară, în eficientizarea activității autorității judecătorești, semnată de Crăciun Natalia, în baza criteriilor stabilite prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, numărul 514 din 05, luna 12-2017, votează conferirea titlului de doctor în științe juridice la specialitatea 5101, specialitatea sub denumirea teorie generală a dreptului, după cum urmează, pro 6, contra 0, abținuți 0.
În baza mediei punctajului acumulat, Comisia de Susținere Publică atribuie calificativul excelent pentru teza în cauză. Totodată, ținând cont de cele constatate, s-a decis a propune conferirea titlului de doctor în drept la specialitatea 55101 Teorie Generală a Dreptului doamnei Crăciun Natalia, 03 septembrie 2021. Felicităm pentru aprecierea pe care ați avut-o din partea tuturor membrilor comisiei. Vă dorim succes în continuare și eu chiar îmi exprim speranța și încrederea că sunteți persoana indicată și potrivită ca să continuați cercetări științifice în domeniul teoriei dreptului și în special pe dimensiunea pe care v-ați asumat-o și care s-a regăsit în lucrarea pe care noi am discutat-o astăzi. Felicitări la mai mult și la mai mare, felicitări conducătorului științific pentru rezultatele obținute de doctoranda cu care ați lucrat și la mai mult și la mai mare. Mulțumesc mult! Felicitări! Ședința se declară închisă și oferim, pardon, cuvântul se declară, se anunță pentru încheiere doctorandei, pentru că am uitat cel mai important actor al ședinței de astăzi, a deschis și trebuie să închidă ședința. Poftim, Natalia. Stimați membri Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor, dragă familie care îmi sunteți alături, stimați asistenții care ați fost prezenți online sau fizic, nu știu, vreau să fac o paralelă cu tematica pe care am examinat-o eu, pentru că am vorbit de un fundament sau o dimensiune axiologică și vreau să vă zic cu toată încrederea și sinceritatea că fundamentul axiologic al universității, lumii universitare, sunteți domniile voastre, prin activitatea didactică pe care o promovați la un nivel foarte înalt și prin cercetările științifice pe care le elaborați. Or, cum să nu vorbim de un fundament axiologic, doamna doctor profesor Cioban Rodica, când promovați atât de activ acea interdisciplinaritate, acea solidaritate profesională și socială, acea sinergie conceptuală și la nivel de activități, atât în mediul academic, cât și în activitatea practică, atât la nivel național, cât și internațional. Cum să nu vorbim de un fundament axiologic, domn profesor Negru Andrei, când sunteți practic fondatorul unei direcții de cercetare în domeniul consolidării justiției și asemenea segmente precum consolidarea justiției, eficientizarea justiției, valorificarea reprezentanților societății civile în autoguvernarea judecătorească, promovarea statului de drept, sunt niște, nu sunt privilegii ale unor oameni aleși, dar sunt niște drepturi de care trebuie să beneficieze fiecare om simplu. Și fundamentul axiologic vine anume din studiile științifice și valorile promovate. Și cum să ne vorbim noi de un fundament axiologic când avem alături pe doamna doctor profesor Elena Ramă, care a crescut generații întregi de studenți și de juriști, inclusiv dintre cei cu funcții înalte în stat și dumneai vine cu idei foarte accentuate de naționalism și de promovarea istoriei dreptului românesc. Cum să nu vorbim de o valoare de o asemenea anvergură care pe lângă toate mai și promovează foarte accentuat bunul simț, atât în cercetări științifice cât și în mediul academic. Sau cum să nu vorbim noi de un fundament axiologic, domn doctor profesor Smochina Andrei, când, din păcate, nu am avut tangență cu dumneavoastră în cadrul studiilor universitare, pentru că nu mi-ați predat discipline, din păcate, dar să știți că m-am inspirat din opera dumneavoastră, din cercetarea științifică. Și să știți că accentele pe care le-ați pus în raport cu bună guvernanță, drepturile omului, necesitatea separării puterilor în stat, promovarea independenței justiției, dar și, în mod special, promovarea culturii, acelui nivel de cultură elevat, direcționat pentru promovarea valorilor fundamentale ale statului de drept, au fost un suport enorm pentru mine și în cercetare, dar și în viața de zi cu zi.
Și cum să nu vorbim noi de un fundament axiologic atunci când vorbim de domnul doctor, profesor Avorni Gheorghe, care promovează atât de frumos și atât de constant activismul juridic și promovarea avocaturii în societatea contemporană și încurajarea studiilor sau a unor orientări noi în studiile universitare, atât în Republica Moldova cât și în străinătate, susținerea tinerilor pentru accedere la studii și în profesiile juridice. Și cum să nu vorbim noi de un fundament axiologic atunci când vorbim de domnul doctor profesor Pantea Oleg, care vine cu niște idei conceptuale foarte bine argumentate în ceea ce privește teoria generală a dreptului și ceea ce pe mine personal m-a motivat și în felul de a fi, și în felul de a cerceta și eu de a vorbi, sunt acele accente din opera de cercetare cu privire la anume la palierul psihologic al conștiinței umane, care este foarte important în tot ceea ce ține de construcția individuală și socială contemporană. Eu nu pot să nu aduc sincere mulțumiri și membrilor Comisiei de Îndrumare, care a fost la prima etapă la evaluarea preliminară, apărat de doamna Ramă Elena. În Comisia de Îndrumare au fost domnul Negru Boris și doamna Mocanu Veronica. De asemenea, sincere mulțumiri reprezentanților școlilor doctorale, doamna Slăsarenco Svetlana, doamna Gârla Lilia și doamna Spânu Lilia. Sincere mulțumiri pentru sprijin real reprezentanților sau membrilor care formează o adevărată echipă a Departamentului Drept Public, a Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și o altă echipă cu real suport și promovare, Laboratorul de Cercetare Științifică, Cercetări Științifice, Drept Public Comparat și e-Guvernare. De asemenea, sincere mulțumiri domnului Zaporojan, doamnei Chiruneț și doamnei Mihailov pentru timp, efort și interes manifestat pentru că prin expedierea avizelor. Mulțumesc mult persoanelor care au fost responsabili de partea tehnică astăzi, domnul Cojocaru și domnul Colținiuc Anatol. Și să știți că noi, dacă vorbim tot pe dimensiunea axiologică, un suport enorm pe acest segment, eu l-am avut din partea familiei, de asta eu mulțumesc mult părinților, soțului, care tot acest timp s-au ocupat, zic eu, de o altă teză a mea. Am o fetiță care degrabă împlinește 3 ani și cumva m-au înlocuit pe acest segment. Și sper că o să fiu înțeleasă corect. Nu pot să nu remarc, să spun un sincer mulțumesc doamnei Crăciun Maria, care este profesoară de limbă și literatură română. Și marele meu noroc este și mămica mea și care, cred eu, a avut un aport inegalabil în tot ce înseamnă formarea mea individuală și încadrarea academică și socială. Eu mulțumesc tuturor prietenilor, colegilor care mi-au fost alături în acest moment frumos. Natalia, deci frumoase cuvinte ai spus la adresa tuturor. Deci cu acest mesaj frumos de mulțumire pentru toți cei care au participat, declarăm ședința de susținere a tezei de doctor în drept, autor Crăciun, Natalia, închisă.